Nu mai ajuns de plus. Începem. Ce trebuie să faci atunci? Vino și te sărășluiește într-un noi și ne curățește toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvântați. Binecuvântarea Domnului peste noi toți, ca să o far și ca să o iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adică la toți în invitații, când eram președinte și mai târziu. Și nu, niciodată nu mă gândeam că să mi se facă și mie. Acum a precizat de treabă făcută. Înțeleg că Părintele Calciu, din treasa când a venit ultima oară, cu vreo luni înainte de a muri, a venit la noi, a ținut un cuvânt. Și eu încercam să spun acolo și zicea, hai, treci peste. Zicea, hai să începem, să chestă și eu. Tot ziceam, și a trăit, a fost în închisoare, nu știu unde, Extraordinar, ce... Nu prea, nu-l interesa, trebuie să spun despre el, că... Nu știam despre ce să vorbesc. Și m-am gândit să vorbesc despre ceea ce m-a lămurit și m-a dumirit pe mine și m-a ajutat pe mine și poate mi-a trebuit ani și ani și ani și zeci de ani de lămurire, de dumirire interioară ca să înțeleg lucrurile acestea. Și am zis atunci care dintre voi vor să audă și să înțeleagă, să nu mai trebuiască să caute și zeci de ani, zeci de ani și să înțeleagă aceste lucruri cu care nu mă laud că eu le-am descoperit. Ele erau dinainte. Numai că parcă aveai urechi și n-auzeai, ochi și nu vedeai. Și înțelegeai greșit lucrurile. Și le-am înțeles greșit mult timp. De fapt, mare parte din revolta ce am avut-o înainte, în perioada dinainte de convertire, și-a avut o bârșie tocmai în această neînțelegere a acestor lucruri despre care vreau să vă zic. Adică, și văd acum nenumărați tineri care vin revoltați, învârtoșați, împotrivitori, nepăsători, ironici, cinici, de toate tipurile care vin și care ajung întâmplător să vorbesc cu ei sau să se spovedească sau doar să întâlnesc, ca la temelia vieții lor, la temelia vieților sufletești, duhovnicești, a legăturii cu Dumnezeu, acest tip de neînțelegeri pe care le-am avut și eu și care cred că sunt universale. Adică de la un cap la altul al lumii și de la un cap la altul al istoriei, ele sunt aceleași. Și, de fapt,
Noi zicem despre Ortodoxie că ea este dreaptă închinare, dreaptă cinstire, dreaptă slăvire al Dumnezeu, dar uităm cumva că în slăvirea aceasta și în dreapta închinare și slăvire se cuprinde și dreapta înțelegere. Dreapta înțelegere a lucrurilor pe care... Dreapta înțelegere a acestor lucruri, a acestor învățături, acestor adevăruri pe care trebuie să le cunoaștem. Pentru că mare parte dintre noi, sau mulți dintre acești tineri, știu în mare învățătura de credință, dar nu o înțeleg drept. Nu o înțeleg cum se cuvine. Nu o înțeleg în Duhul ei, în Duhul adevărat, în care ar trebui să o înțeleagă, în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Scripturii, în Duhul Ortodoxiei. Și atunci, cuvântul acesta pe care vreau să-l zic, și care poate o să fie undeva spre 45 de minute, o să fie despre înțelegerea greșită a lui Dumnezeu, fapt care duce la, și ca un fel de subtitlu, ratarea vieții duhovnicești. Duce la ratarea vieții duhovnicești. De fapt, am cunoscut oameni care au trăit în biserică, unii chiar monahi, alții preoți, alții o viață întreagă, alții credincioși, consecvenți și serioși, dar pentru că n-au înțeles cum se cuvine și în ce duh trebuie adevărurile, ei sunt niște oameni ratați duhovnicești. Cum zicea Părintele Teofil. A văzut mulți oameni datați duhovnicește. Aș începe de la cuvântul Părintelui Arsenie Boca, că în mintea strâmbă, tot lucru drept se strâmbă. Și la ratarea pe care îl spunea des, acest cuvântul spunea des Părintele Teofil, la ratarea aceasta, sau la strâmbarea aceasta pe care o produce mintea asupra lucrului drept, care este învățătură de credință, ortodoxă, că asta e cel mai drept lucru. Și el să se strâmbă într-o minte strâmbă. Și la această strâmbare participă, am găsit eu în mintea mea, așa, patru lucruri care ar participa la această strâmbare. Unu, subiectivismul nostru, adică faptul că privim lucrurile numai dintr-o perspectivă subiectivă, personală, individualistă, e un fel de subiectivism individualist, aceasta strâmbă lucrurile. Al doilea, superficialitatea care duce la necunoaștere, că nu poți fi cunoscător bun al unor lucruri dacă ești superficial. Superficialitatea care, de fapt, e și necunoaștere și nevie la un loc. Al treilea, păcatul și viața trăită în păcate, care duce la strâmbarea învățăturii de credință. În funcție de cum trăim și în ce păcate trăim, viața duhovnicească se strâmbă după acele păcate și în funcție de acele păcate. Și învățătura de credință se strâmbă în mintea noastră. Și a patrea, un fel de construcție de tip sectar a învățăturii de credință. Adică, exact cum sectarii iau un verset dintr-un loc și în funcție de el interpretează toată Scriptura, indiferent de ce mai spune Scriptura, nu în Duhul Scripturii, ci în litera ei, așa facem și noi. Foarte multe ori. Aș putea da exemplu la fiecare. De exemplu asta, la interpretarea sectară a Scripturii. Am întâlnit oameni pe parcursul anilor de duhovnicie care se sminteau și nu puteau să rămână în biserică și să slujească lui Dumnezeu și să se închine cum se cuvine Dumnezeu, numai pentru că, cum te-a zis Mântuitorul, că cel ce nu urăște chiar pe mama ta și pe tatăl său și nu vine după mine, nu este vrednic. Cum adică să zici că să urăști? Degeaba îi spuneai în context. Mai frate, stai așa să înțelegi ceva. Înțelege în context, înțelege în Duh lucrurile astea. Că uite, în alt loc zice, cel ce nu cinstește pe mama sa și pe tatăl său. Că uite, ați lăsat legea pentru legea lui Dumnezeu, ați lăsat-o ca să țineți rânduielile voastre. Că uite, este legea lui Dumnezeu care spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și v-ați lăsat-o. Și a zis așa. Nu contest. Deci a zis asta și înțelege asta sectară, un cuvânt scos din context. Și numai acela stă în minte tot timpul. Și da, altele nenumărate cuvinte scoase din context. Doamne, câte! Deci, cred că aș putea face vreo 20 de pagini cu cuvinte interpretate greșit. Părintele Teofil Curian avea obiceiul acesta și zicea că sunt foarte multe cuvinte în Scriptură pe care nu le băgăm în seamă. Și chiar a ținut la noi odată o conferință, cuvinte din Scriptură nebăgate în seamă de noi, sau neluate în seamă, sau uitate. Și după ce l-a mai rugat o dată, mai venit și mai răspuns alte cuvinte, el a zis, nu mai vină tot, Scriptura nu-i băgată în seamă. Toată Scriptura nu-i băgată în seamă. Și chiar așa e, mai ales Duhul Scripturii nu-i băgat în seamă. Adică Duhul pe care ar trebui să-l avem în înțelegerea Scripturii nu-i luat în seamă. Și... sau
legat de faptul că păcatul strâmbă înțelegerea dreaptă a poruncii lui Dumnezeu. Uitați-vă, lumea actuală este dominată de păcatul desrânării, a pornografiei. Ea înțelege și interpretează tot ce se scrie în Scriptură, în Noul Testament, în funcție de asta. Dacă află că Maria Magdalena a fugit în grabă la mormânt, zic, ce făcea Maria Magdalena singură la mormântoare? Nu cumva... Totul se interpretează în funcție de păcatul nostru. Dacă află că avea o sumă de bani și trebuia să folosea acea sumă să dea la săraci, avea o sumă de bani, deci se foloseau de avuții, de la oameni. În funcție de... Se strâmbă toată învățătura în funcție de păcatul tău. Dacă ești un fricoș, un temător, numai asta scoți din Scriptură. Ai văzut? Am întâlnit oameni care au repetat-o tot timpul. El era fricoș. Fricoș, dar îi durea puțin. Au, vai de mine, vai de mine, mă doare unghia, vai de mine. Dă dacă am cancer, dă dacă am nu știu ce. Și zice, păi cum măi, frate? Păi da, dar și Hristos a temut în fața morții. Ai văzut? Din întâlnit tot de Scriptură numai asta. Hristos a temut în fața morții. El asta e intrat în cap. Și cu asta își rezolva tot restul vieții, cu fricile lui, se rezolvau toate de la sine. Dacă și Hristos, nu? De ce? Ne jucăm noi pe sănătate decât Hristos. Și așa. Iar ce să mai zicem? La individualismul și subiectivismul nostru, prin care interpretăm mai din perspectiva vieții noastre, experiențelor noastre, a vieții noastre, totul, din puținătatea vieții noastre, din puține lucruri care le-am cunoscut, interpretăm totul în Scriptură și după mintea noastră, după relația noastră cu părinții. De pildă, sunt foarte mulți oameni care spun, și îmi spun și acum, eu nu pot să am cinste față de Maica Domnului pentru că am avut o relație rea cu mama. Și pentru mine, Maica Domnului ca mama, deci totdeauna mama mi-a stat împotrivă și m-a cicălit și m-a... Nu știu ce, deci eu nu pot. Maica Domnului nu mă corugă. Cum îți permiți, măi, să compartă pe mama cu Maica Domnului? Maica Domnului, Maica Domnului și mama e o femeie necăjită, poate, muncită de treburi, de probleme, cu o, cu o moștenire genetică toate grea și ea de la alții. Și tot compar pe Maica Domnului, pe Maica Domnului, Maica Domnului și Maica și mama e mama. Și comparațiile astea și trăirea asta la un nivel atât de subiectiv și individualist, în care totul se compară cu ce trăiesc eu și cobor toate lucrurile acelea de la nivelul acela înalt al lui Dumnezeu, la nivelul total omenesc, sunt distrugătoare. Ar trebui să trec direct la... Mai sunt aici, am zis eu multe, dar aș vrea să trec la cele 12, cele 12 înțelegeri greșite pe care le-am gândit eu astăzi. Astăzi m-am venit puțin. Acele 12 înțelegeri greșite legate de Dumnezeu, pe care și eu le-am avut și pe care le văd foarte puternice în lumea actuală și împământenite în mintea multor tineri și multor oameni, deși ei se cred ortodoxi și poate cunosc chiar foarte bine învățătorul de credință, dar nu înțeleg în Duh și nu înțeleg așa cum se cuvine, în Duhul ei. De fapt, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei zic că-L cunosc, noi zicem că-L cunosc, dar nu-L cunoaștem. Și... am pus aici... Dar ce stare? Eu stau așa că am mai stat câteodată jos și mi-a fost rușine când m-am văzut după aia. La video sau unde era. Că vorbeam despre Dumnezeu și te-am jos și nu mi-a plăcut. Așa. Primul lucru la care m-am gândit să, și despre care vreau să vorbesc este faptul că interpretăm suferința, necazurile, lipsurile, bolile, orice tip de suferință, boală, necazuri, lipsuri, ca urmare a păcatului. Așa zice. Și, în principiu, așa este. Dar noi zicem, știți cum gândim noi, și aici e o greșeală mare. Și aici se taie mintea multor oameni care nu înțeleg. Noi zicem, păcatul, suferința, boala, durerea de orice tip, lipsa de orice tip, este urmarea păcatului. Este adevărat în sensul ontologic, în sensul major. Adică, omul a căzut, a făcut păcatul, a mâncat din copacul cunoașterii binelui și răului, și Dumnezeu a stabilit și a rânduit pentru om o altă mântuire, prin l-am îmbrăcat în haine de piele, altfel, altă cale a păcăinței, altă cale a cunoașterii lui Dumnezeu. A rânduit pentru om, pentru că omul acolo n-a putut merge pe calea aceea. Adică n-a putut să, în rai fiind și la măsurile înaltă la care era ridicat, să meargă pe calea cunoașterii lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a găsit pentru om altă cale. O cale a păcăinței, o cale
O cale în care l-a îmbrăcat în haine de piele, în care l-a făcut muritor, în care a muritor cu trupul, în care l-a făcut supus intemperiilor, durerilor, lipsurilor, și care toate îi aduc aminte de Dumnezeu, toate îl întorc pe Dumnezeu, toate îl deșteaptă, toate îl trezesc, și încetul cu încetul omul se întoarce Dumnezeu. E o cale mare pe care Dumnezeu a descoperit-o omului și a dat-o după căderea omului. Deci, în funcție de, sau legat de lucrul acesta, putem zice că bolile, cazurile, lipsurile, orice tip de suferință, este urmarea păcatului. A urmarea păcatului aceluia, de demult, nu neapărat al tău, acum. Pentru că Dumnezeu acum dă și peste cei buni și peste cei răi, și aduce soare, și aduce și ploaie, și dă și bine, și dă și de toate, tuturor, și celor buni și celor răi. Nu neapărat, că de aici se taie mintea oamenilor și zic, păi cum? Dacă boala, suferința, necazul, eu știu, orice care e în lumea asta și de care noi ne temem și ne tulburăm, e rodul păcatului. Păi uite că e nedrept Dumnezeu. Nu vi se taie mintea? Nu de multe ori v-ați gândit. Păi uite ăla care habar n-are Dumnezeu. Trăiește în desfrânări, trăiește în păcate. Ia avuția altora. E nepăsător, absolut. Trăiește bine, poate până la 100 de ani. Are și avuția, are de toate. Nu-i lipsește nimic. Și altul care poate necăjit de mic, poate știe și de Dumnezeu, poate se și închină lui, poate cere zilnic, seara de seară, rugăciunea. Uite ce bol și necazul stă. Unde-i dreptate, Dumnezeu, zicem noi, dacă gândim așa? Și asta e o gândire greșită. Greșită. Cei tinerilor care sunteți aici și până acum gândeați așa. Să vă scoateți din minte ideea aceasta. Că bolile, suferințele, necazurile sunt rodul păcatelor noastre. Că din cauza aia noi suferim acum, pentru că suntem noi păcătoși acum. Nu. E o altă cale pe care Dumnezeu ne-a dat-o încă de la căderea lui Adam din Rai. Și Dumnezeu ne-a avertizat, cum ne-a avertizat Mântuitorul pe Apostol după ce s-a înainte de înălțarea sa. În lume, necazuri veți avea. Adică, ideea aceasta că dacă tu ești creștin și dacă ești apropiat de biserică și dacă trăiești o viață virtuoasă, o să ai numai bunătăți, numai pace, numai liniște, numai bucurii, fără boli, fără... E o mare prostie, un adevăr absolut. Dacă pentru asta ați venit în biserică, sunteți ratați. Și aici o să fiți bolnavi, și aici o să aveți necazuri, și aici o să aveți lipsuri. Nu pentru asta venim noi la biserică și știți bine câți oameni vin la biserică pentru asta. Și li se pare că, păi dacă mă întorc la Dumnezeu acum, Dumnezeu o să-mi dea destul din toate, o să n-am, sau nu o să am probleme, nu o să am bol, nu o să am necaz. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Preotul, dacă e preot, vai, dintr-o dată trebuie să-i meargă numai bine că e preot și duce și Dumnezeu. Nu, și el are la fel necazul, și pe el doar picioarele, și pe el îl doare capul, și el are probleme, și tot. Nu vedeți? Și dacă cei mai mulți dintre voi, poate că dacă n-ați nămurit problema asta până acum, nici n-ați să vă gândiți până la capăt. Că dacă vă gândeați până la capăt, vi se tăia minte și ziceau, nu mai cred, nu știu ce să mai cred, dacă mai cred sau nu mai cred. Uite, chiar așa. Că ești credincios, când ești credincios, tot aia e până la urmă. Dacă e vorba din perspectiva ceea ce ai aici pe pământ, ce ți se dă. Deci nu, primul lucru pe care vă gândeam e acesta. Noi nu venim în biserică și nu ne apropiem de Hristos pentru că o să ne meargă mai bine. Și că o să avem de toate și o să fim... Asta e o gândire de tip iudaic. Dinainte de creștinism, iudeii avea acest tip de gândire pe care l-au preluat după aceea evangheliștii, protestanții. Și care ziceau, dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, îți merge bine, ai copii mulți, avuțiile îți cresc, n-ai boli. Și era firesc să gândească așa iudeii, mai ales că marea majoritate dintre ei nu credeau că nu aveau o concepție clară despre că este ceva dincolo. Aici era tot. Dincolo era Șeolul și cam atât. Deci dacă este o binecuvântare a Dumnezeu, e aici. Dacă este pace Dumnezeu, aici. Dacă este bunăstare Dumnezeu, aici. Restul, dincolo, nu există. Nu știi ce este. E Șeolul și durerea. Și atunci, binecuvântarea Dumnezeu era aici. Nu ne interesează dincolo. Or, asta e de tip de gândire iudaic. Ori noi creștini suntem altfel. Mântuitorul ne-a vorbit despre altceva. Ne-a vorbit despre o împărăție care nu va avea sfârșit. Despre o lume la care trebuie să tindem și pe care trebuie să o moștenim. Despre aceasta ne-a spus că o să fim ca mie în jocul lupilor, că o să avem necaz, că o să avem ispide, că o să fim bolnavi, că o să fim necășiți, ca toți oamenii. Nu zice, iar dacă nu veți numai mie, bol nu veți avea, necaz nu veți întura, răgușiți nu veți fi, nu știu ce, ochii, vor vedea cum 100 de ani foarte bine, revenim cu pace, fără dureri, nu. Și când zicem în etenile de la liturghie, că despre moarte, fără durere, noi nu ne referim la moartea aceasta exterioară, că să n-ai dureri la moarte. Și chiar ne gândim, uite-mă că s-o ruga bătrâna asta și uite ce durere la moarte. Nu e vorba de durerile acelea, e vorba de durerile omului care nu e împăcat cu Dumnezeu și cu sine
și care în fața judecății și în fața morții și în fața întâlnirii cu realitatea are sudorile morții înfricoșătoare și grija și inima neîmpăcată că nu se poate întâlni cu sine și cu Dumnezeu, înțelegeți? Și n-are pace și n-are odihnă. Noi cerem acolo în Ectenie o altă pace și o altă odihnă. Nu că să n-ai nicio durere, să n-ai nicio problemă și să mori instantaneu așa sau cum să mori. Nu. Cred că și aici, dacă ați fi gândit o dată până la capăt, v-ați fi zmintit cu zice. Adică, cum cerem noi totdeauna să avem moarte liniștită și uite, bunica mi-a murit așa, ălălalt o murit nu știu ce, ălălalt o suferit îngrozitor, ălălalt... Cum se poate așa ceva? Nu despre asta e vorba. După aceea, ideea că suferințele, necazurile, bolile, lipsurile sunt mod de plată și de răsplată de răscumpărarea păcatelor noastre. Deci nu numai că sunt efectul păcatelor noastre, e un mod de a-ți răscumpăra păcatul. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Este o mare greșeală și o idee cumva care incumbă în sine o erezie. O erezie pelagiană. Pelagienii spuneau că noi, prin puterile noastre, putem să ne mântuim, ne putem spăla păcatele, putem rezolva totul prin puterile noastre. Înțelegeți? Nu trebuie să... Nu avem nevoie de mila lui Dumnezeu, de milostivirea lui, de harul lui gratuit. Noi, prin puterile noastre, prin suferințele noastre, tot ce facem noi, putem să ne curățim. Cam cum zic și budiștii. Adică te reîncarnezi de atâtea ori până când te curățești și devii cum trebuie să fii. În nirvana. N-ai nevoie de Hristos. Înțelegeți? Ori și gândirea de tipul ăsta, că bolile, suferințe, lipsurile, sunt efectul păcatelor și prin ele răscumperi păcatele, e o mare greșeală. Nu-ți răscumperi nimic prin ele, înțelegeți? Știu că vi se pare o erezie ce zic acum. Cum nu-ți răscumperi nimic? Nu răscumperi nimic. Păi, păcatele, dacă v-ați dat seama, păcatele noastre ce grele sunt, că păcatele noastre, oricât de mici par ele la prima vedere, ele au un răsunet îndelung în mintea și inima multora. Și că ele nu se termină atât cu ce le-ai făcut tu. Că ele, că ele călătoresc cu tine până la a doua venire. Cum zice Părintele Arsenie Boca de cuvinte. Că zice, mă, zice el, nu dați pe drumul pe gură la tot ce vă strigă dracul prin cap. Vă țâpă dracul prin cap. Nu dați drumul pe gură, mă, zice că cuvintele sunt ființe vii care vor călători cu voi până la a doua venire. Și acolo vă veți întâlni cu ele. Și vor căuta în timpul acesta să se întrupeze. Adică cuvintele acelea pe care voi le-ați rostit, rele, urâte, mânioase. Caută să se întrupeze în fapte în viața voastră. Prin puterea diavolului. Și acolo, la judecată, veți întâlni cu ele. Ei, așa sunt orice. Dar nu numai cuvintele, dar faptele. Dar răutatea în sine a omului. Blestemul lui lăuntric, nerostit. Că răutatea e ca un blestem lăuntric, nerostit. Exact cum bunătatea e un fel de rugăciune nerostită. Dar tot rugăciune e ca un... Mai ales când îl are și pe Dumnezeu, măcar în background. În vedere, așa e și răutatea, ca un blestem nerostit. Nerostit. Continuă împotriva cuiva. Neiertarea, ura, supărarea, pățirea, un blestem nerostit. Păi, toate acestea au un efect îngrozitor asupra celorlalți. Și faptele, și cuvintele, și vorbele. De unde știi tu, de exemplu, că răutatea ta, ca profesoară, că profesezi undeva și ești profesor, iuțimea cu care ai vorbit cu un copil, cearta pe care ai administrat-o, ura cu care ai spus un cuvânt, n-au umplut un pahar pe care copilul, din care în moment copilul poate se va apuca să facă toate prostiile, să zică că n-are rost, nu mă iubește nimeni, de mine nimeni nu-i pasă. De unde știi că cuvântul tău a fost unul care a adăugat picuri cu picuri și a fost poate ultimul într-un pahar al unui om care se merge, mâine se va sinucide. Sunt lucruri, dar măcar dacă ar fi atât, dar e vorba de păcate care merg în continuare și se prelungesc de la un om la altul. În jurăturile tale, vorbele tale, răutatea ta, faptele tale, lasă niște urme foarte adânci în inima și în mintea oricărui om care le vede. Cine poate să răscumpere aceste fapte? Ce nebunie să crezi că tu prin niște suferințe de ale tale prăpădite, cât or fi ele, cât or fi suferințele? Că numai 50 de ani or fi, dacă or fi, cât durează viața unui om. Cine poate să spună că acele suferințe, bine, e o greșeală în sine și faptul că crezi că Dumnezeu are nevoie de suferința aia ca să șteargă el păcatul ăla sau să oprească răul ăla din lume, sau să răscumpere. Adică ca și cum l-ai jignit pe el cu ceva și acum așteaptă orgolul lui rănit să ștergi prin ceva acel. Asta e o gândire greșită în sine. Dumnezeu nu e un orgolios rănit. Că prin faptele tale rănite și ai rănit orgoliu, s-a cam urmit pe tine și acum așteaptă ceva, răsplată, ceva, cadou în schimb. Nu are nevoie Dumnezeu de așa ceva. Sau că tu, prin acele fapte, vei răscumpăra păcatele. Cum să răscumperi păcatele celorlalte?
Nu. Și ce fapte trebuie să ai tu ca să răscumperi păcate și, și gânduri și fapte care vor rămâne în mintea unui om și a altui om, generație după generație, până la a doua venire și care se adaugă și merge până la a doua venire, pentru că generația ta. Și pe care le moștenești până și le dai moștenire până și genetic copiilor tăi. Aplecări și predispoziții pe care le dai până și genetic. Cum răscumperi pe așa ceva? Nu poți să răscumperi. Cine zice că răscumpără prin faptele, prin bolile, prin cazurile, prin face o mare greșeală. Nu este adevărat. Să vă iasă din minte aceste idei. De exemplu, când vă îmbolnăviți de ceva, ziceți, ei, trebuie să-mi răscumpăr păcatul că am făcut nu știu ce. Ce să răscumperi? Când acolo se zice că ai făcut un scandal, o isterie, te-ai certat cu toți, s-au zmintit toți de tine, au zis așa scădincioși. Dacă așa scădincioși nu trebuie. Păi cum o să, acea mâhnire, acea smintire a celor oameni, o răscumperi tu cumva? Poate că unii dintre ei nu o să mai întoarcă niciodată spre Dumnezeu pentru isteria ta și pentru ce ai făcut. Cum răscumperi tu? Că te-ai îmbolnăvit și ai avut două zile gută? Nicio rezolvă, nu se rezolvă asta. Dacă Dumnezeu îngăduie bolile sau suferințele sau lipsurile, de cele mai multe ori, și să vă puneți în inimă gândul ăsta, să știți, de cele mai multe ori, ca să ne oprească din păcate, adică vede că tu nici cum nu mai te oprești din prostii și în răutăți, că noi când ne merge bine, dăm cu gâta în baltă și facem toate prostiile din lume și ne mândrim și mi se pare că nu mai avem moarte și nu mai avem, nimeni nu ne poate pe noi ajunge nici cu prăjina până la nas. Și atunci Dumnezeu mai îngăduie bol, mai încălă de suferință peste noi sau dureri, și pentru că așa trebuie să fie în lumea aceasta, de multe ori, chiar pentru asta, că așa e în lumea aceasta, că suntem în trupuri muritoare, că suntem vremelnici, că aici suntem supuși intemperiilor, deci bolile, suferințele, lipsurile, care sunt pur și simplu urmarea lumii în care suntem și pe care Dumnezeu a îngăduit-o, spre folosul nostru. Al doilea, este de multe ori bolile, lipsurile, cazurile sunt pur și simplu efectul faptelor și vieții noastre, că dacă fumezi, că dacă bei, că dacă trăiești dezordonat, că dacă te ceri, că dacă ai mânie tot timpul în inima ta și supărare, bineînțeles că o să fii un om mai bolnav și mai prăpădit și supus tuturor predispozițiilor spre tot felul de boli, nu? Nu? Alea le-a dat Dumnezeu. Dacă tu, de exemplu, faci cine știe ce excese și te îmbolnăvești, nu te îmbraci când trebuie, umbli pe nu știu unde, vin ploaie și zici, Dumnezeu mi-a dat boala asta. Și Dumnezeu zice, care e legătura? Tu ți-ai făcut-o. Sau dacă tu ești absolut nepăsător, uiți totdeauna să mănânci la vreme, mănânci ce nu trebuie. Păi zici, Dumnezeu mi-a dat gastrita și ulcerul ăsta că nu ți-a dat Dumnezeu, tu ți l-ai dat, înțelegeți? De multe ori bolile sunt efectul faptelor și vieții noastre dezordonate și de harababură. În primul rând, ele sunt efectul vieții în care suntem și lumii în care suntem, așa de Dumnezeu. Al doilea este efectul vieții noastre și a faptelor noastre și a păcatelor noastre până la urmă. Și al treilea, de a vedea că Dumnezeu uneori vrea să ne oprească prin aceste boli, prin aceste încercări, prin aceste lipsuri, din răutățile pe care le facem față de alți oameni, din răutățile pe care le facem față de noi, din răutățile pe care le proiectăm peste sufletele noastre. Cum i-a zis Dumnezeu lui Pavel, când Pavel sau ca un leu în turbare mergea să omoare pe creștinii din Damasc ușor, este să stai cu celor ce pușă. Adică tu nu-ți dai seama, măi, ce rău îți faci ție din ceea ce faci. Și Dumnezeu îl oprește. Păi de cele mai multe ori, bolile sunt o asemenea oprire din Părintele Arsenie Boc, a fost dintre cei care au observat lucrul acesta și l-au spus de multe ori. Că zice, el zice, Părintele, că zice la un moment dat, bătrânețea este un canon ajutător. Adică, tocmai că îmbătrânești, nu mai poți să păcătuiești, nu mai poți să manglești, nu? Să furi, dacă aveai mâna iute și furai, să făceai și niște ce lucruri. Nu mai poți să destrânezi, nu mai poți să... Te ajută cumva, bă, nu? Asta ce faci acum? Ce faci? Uite că nu mai fur, nu mai face, nu mai face și ai un ca... Te ajută Dumnezeu din un canon ajutător. Dar nu că bătrânețea este... Te salvează și îți dă, nu știu, că bătrânețea în sine și necazurile ei îți curăță păcatul. Nu ți le curăță. Le îndepărtează cu voie sau fără de voie de tine, cu voia ta sau fără voia ta de tine, ca tu să începi să gândești puțin altfel, măcar să te trezești atunci. Dar Părintele să ne zicea, dar oare de ce să se mulțumească Dumnezeu cu drojdia bătrâneților? Adică ar trebui Dumnezeu să fie mulțumit neapărat cu drojdia bătrâneților când tu ai dat toată tinerețea ta lumii și plăcerilor și distracțiilor și oricui altcuiva, numai Dumnezeu nu. Deci și așa. Să nu vă intre în minte sau în inimă ideea că necazurile
Bolile, suferințele sunt un fel de răscumpărare a păcatelor voastre. Nu! Acelea, dacă cumva păcatele noastre sunt iertate prin spovedanie, prin pocăința noastră, acela e un act gratuit al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru părerea ta de rău, pentru hotărârea ta de a te schimba. Gratuit! Nu pentru că ai suferit tu sau pentru că faci nu știu ce. Nu! Gratuit! Și un alt motiv pentru care Dumnezeu mai îngăduie bolile, suferințele și necazurile cu noi, este acela că ele au un scop de multe ori profilactic, pe care noi nu-l bănuim. Exact cum în medicină, uneori, anumite medicamente, anumite, eu știu, tratamente, se iau profilactic, dinainte, că se știe, uite, urmează toamna și iarna. Iei vaccin contra gripei. Nu ești bolnav. Dar e un vaccin contra gripei. Se presupune, nu prea, știu că nu vezi vaccinul, dar oricum, un vaccin contra gripei. Ca să nu te bolnăvești. Ei, așa sunt și de multe ori aceste încercări sau ispite sau necazuri pe care Dumnezeu le îngăduie, nu le vrea, le îngăduie în viața noastră sau voi, care ne protejează sau ne ferește de mari încercări, de mari căderi, de mari dezastre duhovnicești, pe care noi nu le bunim. Pe care nici nu ne trec nouă prin cap. Habar nu avem, dar știm să reproșăm, știm să ne ridicăm la ceartă cu Dumnezeu, știm să zicem de ce mi-ai făcut asta, de ce nu m-ai lăsat să merg, să zicem că la... Să zicem că unul care a fi vrut să ajungă la tabără în Găbuda aici, am băiat sau o fată, uite, s-a îmbolnăvit. Și n-a mai putut veni. Și-i supărat. Dar Dumnezeu poate știa că ăla venea pe aici și își dădea în petec și spunea prostii și se îndrăgostea de cine nu trebuie. Făcea atât de prostii. Și l-a ferit Dumnezeu. Înțelegeți? Dar el ce poate să înțeleagă? De ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Ce știe omul? Habar n-are omul față de Dumnezeu. Dumnezeu știe că se oprească. Tu trebuie să te supui. Dacă așa a avut Dumnezeu, știe el de ce a făcut asta. Înțelegeți? Foarte multe din încercările care vin peste noi au acest scop profilactic pe care noi nu îl băgăm, însă habar n-avem. Există cred că la Părintele Porfirie, unul dintre ucenicii lui, Sfântului Porfirie, Capsul Calibito, povestește că, cum a văzut el, că Dumnezeu, de fapt, de multe ori dinainte prevede anumite lucruri și ne pregătește ca să ne putem întâmpina. Și de multe ori în viață sunt astfel de situații, dar noi nu le bănuim, nu putem crede. Și bolile la fel sunt. Și necazul, multe ori acest scop. Și el povestea că urma să meargă într-un oraș mai departe, în Grecia, într-o zi de toamnă târzie, cu fiul său, și era cald încă, cum e în Grecia, de multe ori și toamnă, și o vecină, la tăbătul la cap, că a auzit că în orașul unde mergeau ei, sunt haine călduroase, blană, ceva, oricum, ceva călduros. Și tot i-a zis, ia-mi de acolo, ia-mi. Și lui se părea o prostie, adică cum nu se găsește în Atena haine călduroase, trebuie să mergă până, nu știu unde, în Corint sau unde trebuia să ia el haine. Da, a zis, bine, bine. Și ducând copilul, totul frumos, nu știu ce. A stat la conferința aia și trebuia să stea el ca medic, că era medic, și la întoarcere a luat haina și la întoarcere s-a pus un frig. Copilul a fost plouat. N-avea o haină. Era un dezastru. Dar avea o haină de... Înțelegeți? Aia l-a salvat. Aia l-a salvat. Și a zis, aha, deci Dumnezeu a îngăduit să... M-a sfătuit din femeia asta de ori. A, ce tot vrea Dumnezeu asta? Ce tot vrea Dumnezeu? Și uite că a rezolvat și copilul meu nu a pățit nimic. Sau, cum altă întâmplare, asta de la Părintele Paisie, care mi se pare iară extraordinară și să vă gândiți și la asta câteodată, că un tată tocmai cumpărase, nu știu ce, o oglindă excepțională, frumoasă, nu știu dacă venețiană, și copiii s-au jucat și au spart. Praf s-a făcut. Și copiii se așteptau să-i termine tata. S-a venit și a zis, asta este, o să punem ciocurile astea pe zid, pe gard. Pe gardul aveau gard de piatră și sus, de piatră și de piramidă, și sus o să le punem așa, nu știu cum, zidite sau, nu știu cum s-a gândit, împotriva hoților. Dacă toți au avut cioburile și să așa spun, pe măcar să le folosim la cioburi. Și peste câteva zile, un hoț a încercat să intre în casa lor, dar s-a tăiat. Și a renunțat și a căzut în curte și a cerut ajutor și s-a rezolvat totul. Deci, Doamne... Deci Dumnezeu a îngăduit până și oglinda aia să fie spartă. A îngăduit sau a făcut dintr-o prostie a unor copii un bine până la urmă. Dacă tatăl a știut cum să o ia. Nu să o ia așa numai cu bătaia și cu ceartă și cu scandalul. Și în sensul ăsta. Dar oricum, multe din bolile, necazurile, încercările omului, lipsurile lor, lui sunt îngăduite, Dumnezeu, pe folosul lui,
veșnic, dar și spre folosul lui vremelnic, pe care el nu-l bănuiește încă. Al treilea lucru. Iar ideea greșită că tu ești păcătos, trăiești în păcate, ai făcut multe păcate. Ei, cum să ți le ștergi? Și vii la spovedanie. Și te spovedești. Și ai impresia că duhovnicul îți dă o epitimie, un canon, și prin acel canon sau acea epitimie ți se vor ierta păcate. Adică tu răscumperi prin rugăciunile tale, prin ce ți-l faci tu acolo, trebuie să faci ceva. Mergi la biserică, nu mai știu ce îți dă duhovnicul. Tu răscumperi și Dumnezeu va fi mulțumit de această răscumpărare a faptelor, păcatelor tale greșite, cu faptele tale cele bune. O mare greșeală. Imensă greșeală. Nu e adevărat. Epitimia nu răscumpără păcatele. Sau orice îți dă duhovnicul, nu îți curăță ție păcatele pe care le-ai făcut. Păcatele care le-ai făcut se dezleagă prin cuvântul și prin rugăciunea și prin dezlegarea duhovnicului, care se dă gratuit de la Dumnezeu dezlegarea aceasta. Și care ține numai de părerea ta de rău și de dorința ta de a nu mai face. Și de voința de a merge pe care Dumnezeu. Ea se dă gratuit. Iar epitimia sau canonul ce ți-l dă duhovnicul, n-are nicio legătură cu spălarea păcatelor tale. Ci are legătură cu curățirea și pornirea, cu curățirea pornirilor tale interioare spre păcat. Sau îndreptarea firii omului dinspre rău spre bine. Pentru că păcatele nu numai, știți cum e, așa să vă închipuiți. Ca și cum mai multe izvoare curg și fac un lac. Dezlegarea este secarea lacului. Dumnezeu ia toată mizeria, toată băltoacă urâtă a sufletului tău, s-o ia când te spovedești și când te spare rău. Dar izvoarele continuă să curgă, să umple iar la păcatele tale, faptele tale rele, pe care tu poate să începi iar să le faci. Sau oricum, va fi predispoziția de a le face, dorința de a le face, neputința de a te abține de a nu le mai face. Și știți bine ce greu e să nu mai faci, nu? Orice păcat, cât de greu este. Ei, epitimiile de multe ori te învață, te obișnuiesc să fii locuitor cu Dumnezeu, să fii împreună haznic cu Dumnezeu, să trăiești altfel, să nu mai fii cu diavolul, să nu mai fii cu răutățile, să nu mai fii cu răul, să nu mai fii cu oamenii răi, să fii cu oameni buni, să fii în biserică, să fii... Te învață căile prin care și pe care trebuie să mergi și modul de a fi, de a trăi, care să te ferească de păcat. Te învață să te rogi, te învață să vorbești cu Dumnezeu, te învață să faci orice altceva lucru bun, prin care te îndepărtează, te ferește de rău. Ferește-te de rău și fă bine. Epitimia mai mult te ferește de rău. Îți arată cum să te ferești de rău. Dar ferirea de rău se poate face numai prin facerea binelui. Să faci lucrurile bune care trebuie să le faci și să te înveți cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui. Asta face epitimia. Nu-ți șterge păcatele. Asta e o nebunie și... Am auzit-o până și la un duhovnic care spuneau că nu i s-au iertat păcatele, dar nu și-au făcut canon. Nu e adevărat. Canonul nu iartă păcatele sau nu este într-o legătură inseparabilă cu dezlegare. Dacă tu ai dat dezlegare, Dumnezeu a dezlegat. Dacă acelui om îi pare rău și chiar vrea să se schimbe. Că își face canonul sau nu, e problemă gravă pentru el, că se va apropia de păcate și va face iară multe greșeli și într-un fel îl ispitește pe Dumnezeu. Tot zicând iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă și după aceea duci iară și faci chestia. Iartă-mă, iartă-mă. Exact cum dacă tu ai avea un copil sau un coleg care totdeauna vine și zice, iartă-mă, iar am dat mingea în curtea ta, iar ți-am distrus florile, iar, acum nu mai, gata, uite, iartă-mă, peste 5 minute iartă-mă, iartă-mă, îmi pare rău, îmi place rău, nici. Păi la un moment dat zic, măi, gata. Deși Dumnezeu are multă îngăduință și totuși vă va primi totdeauna. Dar rămâne firea noastră neschimbată și pornirile firii neschimbate, dacă nu urmează cuvântul și sfatul duhovnicului. Și nu se schimbă omul. Și rămâne tot așa, un răit sau un urățit sau... Tu te vei întâlni, chiar dacă ți se șterg păcatele și tu nu încerci marea schimbare interioară, te vei întâlni cu tine la sfârșitul vieții. Cu tine așa, urât cum ești, încă neschimbat, netransformat. Povărniți pe păcat. Chiar dacă te-ai întors de 1000 de ori să spui, îmi pare rău, îmi pare rău, dar tu cu tine te vei întâlni acolo. A patra, despre care m-am gândit să vorbim, ideea că Dumnezeu ne vrea triști, spășiți, necăjiți. Da. Deci, gândiți, dar chiar să știți că mulți dintre voi cred asta. Cum vă bucurați puțin cum râdeți? Cum o să mă bată Dumnezeu? Da! Există o idee foarte fixă. Am întâlnit-o toată viața. Toți oamenii, cât de cât mai duhovniciți, numai dacă au zâmbit, zic, aoleu, trebuie să mă rog. Așa? Dumnezeu nu-i place când tu puțin te curaște lumina sau ceva sau...
A devenit cerul senin. Te uita la dealul și paia unei cafe ai văzut, prea ne-am bucurat. Da, 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 da. Ideea e foarte împământenită. Falsă, falsă. Nu este adevărat. A, că omul simte mult mai mult întâmplările și necazurile după ce trăiește o bucurie, nu? Trăiește o bucurie, ești în al nouălea cer. Păi, că, de exemplu, dacă te doare foarte tare o masea și te mai lovești la deget, nu mai simți durerea, că te doare masea, un moment că te iei la deget sau nu știu ce. De exemplu, dacă stați cu mâna așa și mergeți prin casă și vă loviți cu piciorul patru, nu mai băgați în seamă că, da, dacă ești în al nouălea cer și dai cu piciorul, au, ce mă doare, dumne, dar ce doare. Întoarcerea de când ți-e bine, când e frumos, când spre păcat, spre greu, spre durere, spre... E mult mai dureroasă și de aceea om face legătura asta. Aoleu, după bine, sigur, vine rău, vorbați. Pentru că acel rău îl ții minte foarte bine. Că e o cădere din rai, ți se pare, ție, o cădere de sus. Dar nu e așa, nu are nimic de a face. Nu vrea ca omul să fie trist, bosunflat, necărșit. Când vă aduceți voi aminte că Dumnezeu s-a întors vreodată spre apostol și a zis, Tomo, prea râzi, Petre, ați mâncat prea mult, azi nu știu ce, niciodată nu le vorbește despre așa ceva. Nu îndeamnă spre tristețe, din potrivă, nu vă temeți, nu vă tulburați, de ce s-a întristat inima voastră. Bine, bineînțeles că nu ne îndeamnă spre hohoieri și spre o stare așa de dolce famientă, ci că ne îndeamnă spre privreghere și spre atenție, de asta având ca bază și ca temelie seninătate, credință în Dumnezeu, nădejdea în Dumnezeu. Nu tristețea, nu deznădejdea, aproape deznădejdea, aproape starea. Avem impresia că Dumnezeu se va milostivi de noi numai chiar când suntem necășiți, înfistați, tulburați peste măsură, scârșini în dinți. Numai atunci, restul nu ne bagă în seamă. Nu e adevărat. Nu este adevărat. A, că de-abia atunci, de multe ori, omul, în suferință, fiind și necazuri, ajunge să se mai îndepărteze cu gândul de nimicul. Să mai uite de problemele lui, să se gândească numai la Dumnezeu în nădejdea, că de multe ori noi numai necazuri mari ne aducem aminte cu adevărat de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că numai atunci ar trebui să ne aducem aminte. Că am putea să ne aducem aminte și fiind luminoși senin. Dar noi, în viața noastră, de nenumărate ori, noi ne aducem aminte de el și când se trezește omul să zică, mă, m-am mai rugat? Pe patul de spital. Dacă vă duce la spital, nu mă crezi de rugăciune, vezi pe acolo. De ce? Dar de ce numai atunci omul nu putea înainte? Nu putea când era bine? Și atunci tu zici, vezi, Dumnezeu, numai la boală te aude, numai la durere. Nu e adevărat. Înainte nu ziceai acolo formal, repede, ca să treacă, că nu aveai chef. Erai tânăr, erai bine, ce? Acum să stăm, noi să insistăm. Păi, la boală să vezi cum stai și insist. Doamne, și da. Și atunci zici, uite, Doamne, că Dumnezeu nu a necaz, nu a durere, nu e adevărat. Dumnezeu, că atunci îți devii sincer și serios în rugăciune. Și Dumnezeu te aude, bineînțeles. Dar nu poți să fii sincer și serios și când ești bine. De ce nu poți să fii sincer și serios și când ești bine? Adică, păi da, atunci nu stă sub asupra capului tău sabia lui Damoc, păi nu te simți periclitat. Ba da, păi moartea noastră stă, uite așa, în fața noastră. Îngerul morții stă și ne zâmbește în orice clipă. Credeți că noi nu știm dacă ieșim din sala asta vreunul. Înțelegeți? Habar nu avem. Ce știm noi ce se va întâmpla? Adică putem avea minte atât de limitată încât să trebuiască neapărat să stea un bus aici în sală, să se uită la noi, să fie oricum, atunci să intru la credincioși. Doamne, ajută, Doamne, atunci, nu atunci când, de fapt, ursul celălalt, leul care urlă, diavolul, este ca un leu întrupat în jurul nostru neîncetat, lup înțelegător. Deci chiar trebuie numai așa cu boarda se poate cu noi. Și aici am ajuns la a cincea, în care vă ziceam, motiv pentru care Dumnezeu mai încade bolile, mai îngăduie bolile, necazurile, ispitele, pentru că omul învățăm numai cu boală. Deci numai la necaz, la ispit, la încercare, știe și Dumnezeu să repede. Până apoi nu are treabă. Și atunci, vrând nevrând, trebuie să îngăduie asta. Deși Dumnezeu nu le-ar vrea, să știți, nu le vrea. A venit Mântuitorul în lume, n-a zis la un bolnav, ție să folosește. Nu e așa. Nu i-a zis. Deci nu-i voia lui Dumnezeu boala. Nu-i voia lui Dumnezeu tristețea. Nu-i voia lui Dumnezeu durerea. Nu-i voia lui Dumnezeu lipsa și necazul. Nu-i voia lui Dumnezeu. Oriunde a fost și l-a rugat cu puțină credință un om, i-a dăruit. Imediat. Asta e voia lui Dumnezeu. Dar, de multe ori trebuie să îngăduie și cu durere, cred că îngăduie Dumnezeu asta peste noi, lipsuri, încercări, necazuri, ispite, că numai așa ajungem să devenim și noi mai serioși, mai atenți, mai luciți în rugăciune.
într-o relație mai vie cu Dumnezeu. De-abia când ia toate, toate, știți că noi avem nenumărate, sprijin, avem tot felul de contraforturi cu care ne sprijinim noi liniștea noastră. Am pe mamă, am pe tata, am pe medicul nu știu care, am prietenii mei, am așa, am așa, ce sunt bine. Am asigurare, am nu știu ce. Doamne, și tu, te rog să ai grijă de mine, te rog. Dar așa, Dumnezeu, așa, pe căruță, așa, pe altă căruță. Ceilalți. De-abia când aceștia, ăla zice medicul, nu mai face nimic, nu mai putem face nimic. Ăla de la asigurare, nu știu, să vedem, să nu, ăla, prietenii plecați, sună ei, nimic, pe niciunde. Intră, zici, Doamne! Înțelegeți? Și atunci ți se pare că nu a auzit Dumnezeu, dar de ce înainte nu m-a auzit? Păi, păi numai atunci l-ai privit cum se cuvine pe Dumnezeu. Că de fapt totul stă în mâna Lui. Dar până atunci, aaa, se poate și pe aia, se poate și pe aia. Nu-i problemă. Și atunci relația cu Dumnezeu până atunci era, era foarte departată, era foarte formală. E ca și cum ai spune, iubita ta nu vine la tine și nu va sta cu tine și nu va crede că tu ai dragoste față de ea, până când nu mai dai, nu dai la o parte pe toți ceilalți. Că tu zici, da, da, o să stau cu tine, stăm și cu mama în cameră, în același timp, și cu tata, și cu bunica, și cu nu știu cine, și cu nu știu cine. Așa e Dumnezeu. În sensul ăsta e gelos. Zelos mai mult decât gelos. Pentru că Dumnezeu are nevoie de legătura noastră, legătură personală și unică. Nu se poate că și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. E ca și cum doi oameni se întâlnesc la masă, de-abia așteaptă să se întâlnească doi îndrăgostiți, și băiatul zice, îl aduc și pe prietenul meu. După ce ei nu s-au mai întâlnit, nu știu cât. Păi, fata nu mai vrea. Păi, ce să mai venim? Ce să vorbim despre ce? Despre ce? Despre... Așa, dacă venim numai noi doi, știm ce să vorbim. E, asta vrea și Dumnezeu de la om. O legătură personală, înțelegeți? Personală cu noi. Ori noi nu-i oferim lui Dumnezeu legătura aceasta personală, nu-i dăm șansa unei legături personale, că suntem foarte ocupați cu alte chestii. Dar am putea să o, am putea să o facem oricând. Nu trebuie să vină necazul de sănătate. Am putea să facem oricând. Și dacă e nevoie de necazuri ca să ne trezim și să fim în o relație personală și unică cu El și numai cu El, acel necaz este dacă suntem cu mintea lucidă, mintea moartele stă fața noastră, judecata lui Dumnezeu în orice clipă poate veni. Adică ce necaz mai mare poate fi decât ăsta sau necaz? Trezire. De ce trebuie să fie neapărat o chestie vizibilă, marcată, prin boli, prin necazuri, prin tractoare care trec peste tine? De ce trebuie să fie ceva foarte trupesc și personal și întâmplat cu tine când se poate altfel? Dar noi nu-i dăm, nu-i dăm lui Dumnezeu altă șansă decât boli, necazuri, încercări, lipsuri, numai atunci ne trezim, restul nu. Exact și un copil n-aude de vorbă bună, n-aude de amenințare, n-aude de nimic, nu-i pasă de nimic, nici numai când dai cu boapă. Sau nu știu, îl bați bine, sau atunci mai aude. Așa îi facem și noi Dumnezeu. Și Dumnezeu cu durere acceptă și această încercare de colaborare cu noi, că altfel nu se poate. Că altfel nu se pierde definitiv. A cincea. Nu. Ziceam că aia... A cincea ne... chestie pe care am înțeles-o din. Că dacă devii creștin adevărat, nu mai ai necazuri și boli și despre asta am vorbit la altă, nici n-am vrut să mai insist. Ideea că dacă ești creștin adevărat și, și am întâlnit asta la mulți oameni, Doamne, dacă te faci creștin adevărat și la femei serioase și bătrâne și... Doamne, dacă ești creștin adevărat și îți urmezi viața morală, faci fapte bune și ai așa un set de fapte bune, ălea nu știu ce, la biserică de teori, lumânări așa, la morți așa, totul e foarte, foarte strict și foarte... Dacă faci asta, o să-ți meargă mai bine, grădinia o să-ți robească numai cum trebuie, ploile la vreme, vitele o să-ți fete la vreme, oile o să-ți dea laptele lor, toate o să fie perfect. Dacă îți faci datoria față Dumnezeu, Dumnezeu o să-și facă datoria față de tine asta. Un tip de relație cu Dumnezeu contractual pe care Dumnezeu urăște. Îl îngăduie Dumnezeu și ăsta, că dacă nu se poate altfel. De multe ori intră în relația aceasta de tip contractual cu omul, pentru că omul nu așa vrea. Și ca să mai se întâlnească cu omul, așa mai acceptă câteodată. Dar e o durere pe Dumnezeu că El ne vrea fiei Lui, nu ne vrea supuși sau, sau angajați. Și ideea aceasta este falsă, nu e adevărat. Deci dacă ați venit în biserică ca să vă meargă bine să luați note mari la examene și așa, nu se rezolvă asta prin faptul că a venit în biserică, se rezolvă prin învățat. Se rezolvă prin muncit, se rezolvă prin orice altceva, prin cea părinte ne fie o fie. Da, trebuie să înveți. Degeaba nu vezi nimic și gata, scrie pe tablă de la sine ceva, cineva, cum aud oamenii de zi. Nu. Deci,
și această idee falsă pe care să o scoateți din mintea voastră, altceva de Dumnezeu atunci când tu te apropii de credință și din credință. Că ți se deschid ochii duhovnicești și ochii sufletești și înțelegi de ce îngăduie Dumnezeu. Sau poți primi, sau poți îngădui tot ce dă Dumnezeu în viață ca ceva de la El, spre folosul tău. Și le accepți cu mult mai multă ușurință. Exact cum mai avea un medic genial care s-a ocupat de tine și tu nu înțelegi de ce acum injecții, mâine, spălări în saună, poimine, nu știu ce-ți face. Și tu le accepți toate, tu zici, nu, dacă știi el ce știe, nu, vrea să mă trateze, vrea să mă facă bine. Nu stai să-i ții tu teorii toată ziua, nu ați făcut bine, de ce face să ai? Mai face să-mi arată saună. Mi-a plăcut. Când știe el și cum știe el. Deci, tu ca și creștin, asta e marele dar care ți se dăruiește ție. Că tot ce ți se întâmplă, vei zice, știe Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum apoi Dumnezeu așa a făcut. Știe el ce face. Exact cum zicea Sfântul Macarie Egipteanu, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-l. Adică știe el ce trebuie să facă, nu trebuie să-i spui tu. Ori noi aici suntem repetenți. Toată ziua îi ține discursul Dumnezeu cum ar trebui să facă cu noi. Rugăciunile au devenit o asemenea formă de te rog, fă-mea, te rog de mea, te rog, deși nu mi-ai dat aia, m-am mai rugat și ei. Fă-mea, trege-mea, face-mea, nu, nu, nu. Toată ziua e ca și cum ai nebunit un medic care știe ce face cu lumea, dar ce bun a fost, nu știu medicamentul mi-a dat, era buce așa la gust. Mai dați-mi, mai dați-mi, mai să nu știu ce, faceți-mi aia, scoateți-mă la aia, băgați-mi iară. Lasă că știe Dumnezeu. Ești ca și cum ai fi o bucată de lemn din care un sculptor vrea să facă, nu știu, structură genială și bucată de lemn tot timpul zice, nu da aici, nu da apa, nu va așa, nu. O să iasă mai de cap cu ei. Ce sculptor o să iasă de acolo dacă a stat sculptorul, s-a scurtă de butuc, de lemn. Ce vrea el și cum vrea el. Apar n-ar. Al șaselea. Că Dumnezeu este aspru, neîndurător, ne caută de rău, ne încearcă, ne judecă spre pieire. Ideea aceasta că Dumnezeu, lucruri pe care Dumnezeu ni le-a descoperit la cel care avea un singur talent și s-a dus și l-a îngropat și a zis că stăpânul este un aspru și neîndurător și secele de unde n-a semănat și trăieră de unde n-a vânturat și las că știm noi cine este stăpânul, zicea sur. Și Dumnezeu zice, aaa, deci așa ai zis, slugă plene și jivicleană. Așa ai zis, păi atunci după cuvintele tale te voi judeca. Dar nu era așa. Deci tocmai că asta e o mare minciună a diavolului. Dar să știți că foarte mulți dintre noi avem această idee. Foarte mulți. Că Dumnezeu cu mine îndurător, că îi cere foarte mult, cere enorm. Că nu știu dacă să intrăm noi vreodată în grație. Că el de fapt nici nu știe ce-și cer, dar cere foarte mult. Și e un fel de Dumnezeu mofturos și pretențios și capricios și care te caută de rău și care te pune la încercare din când în când, pe neașteptat, pe izmene, noaptea, plac, la încercare, ia să te vedem. Nu știu, în fundul iadului cu tine. Nici poveste de așa ceva, dacă ar ști câtă îngăduință, câtă îngăduință are, cât așteptare, cât îngăduie, cât iartă, nici poveste de asemenea Dumnezeu. Dar știți că mulți avem aceasta în gând. Și toate le interpretăm în sensul ăsta. A vrut să mă încerce. A vrut să nu știu ce. Nici poveste. Asta a fost de la diavol. Asta a fost de la... Interpretezi tu totul după capul tău, după mintea ta și faci o mare greșeală. O imensă greșeală. Nu este așa. La fiecare dintre lucrurile astea am putea vorbi mult și bine. Dar trec peste ele ca să... Dacă o să aveți întrebări la sfârșit, mai vorbim. Trec peste ele ca să ajungem la 12. După aceea, a șaptea. Lui Dumnezeu îi place rugăciunea multă, cântările, imile, slavă, cinstirea. Îi place în sensul că El are nevoie de cinstirea asta. Are nevoie de slavă pe care aduci tu. Că El îi pune pe îngeri să-i cânte și trebuie să-i cânti, trebuie să-L slăvești, trebuie să-i aduci care Ceaușescu, Osanaru, multe, multe. Și e greu să zică, bine, hai că o să-ți dau. Știți? Ideea aceasta că Dumnezeu are nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Noi avem nevoie. Noi avem nevoie. Nu Dumnezeu are nevoie. Adică, faptul că să-ți dai seama că Dumnezeu este de necuprins, că Dumnezeu este soarele duhovnicesc, că este lumina, că Dumnezeu este viața, că... și să le rostești lucrurile acestea și să le spui și să le crezi. Noi avem nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu nu e un cerșetor. Mai zi-mă mie, că-mi place. Care pe îngeri. Și nici îngerii nu fac asta. Pentru că Dumnezeu dorește asta și caută asta. Îngerii o fac cum facem noi, că vedem un munte și zicem, oh! Deci,
Nu ți-a zis, fiți atenți, toată lumea când vede multe, zice, wow. Nu. A zis cineva? Sau zici, Doamne, ce frumusețe. Firesc zici despre un munte zăpezit, zici foarte înalt. Sau despre ceva, despre o cascadă, despre ceva frumos. Vine firesc lauda, cinstea, bucuria de a vedea, entuziasmul. Așa sunt îngeri în jurul lui Dumnezeu. Ei, dacă îl slăvesc sau laudă, nu o fac că sunt puși cu treaba asta acolo. Și, nu știu care. Imnul acesta de cinstire, sau nici măcar nu trebuie să ne imaginăm ca și niște cântări sau ca niște sunete, ci o stare a inimii, o stare a sufletului, o stare a ființei lor de cinstire a Dumnezeu, de laudă a Dumnezeu, care este firească, care este fără niciun... nu este obligată de nimic. Numai de măreția și frumoasețea lui Dumnezeu care îi copleșește. Ei se bucură și îl înconjoară și îl laudă și îl iubesc, cinstindu-l și iubindu-l, fără să fie obligați pentru asta. Fiind cotropiți de frumusețea lor. Dar ce l-a îndrăgostit cele și cineva, fii atent, 3 luni de zile, zici, zilnic te iubesc, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Nu-i cere nimeni. Și îl face firesc. Firesc. Zilnic alt tip de flori, zilnic nu știu ce, zilnic nu știu cum. Face că trebuie? Face că... ei, așa fac îngerii. Așa ar trebui să facem și noi. Pentru că ne cotropește și ne pur și simplu ne umple de inima noastră, plin de viață. Văzându-o sau aducându-ne aminte de Dumnezeu, cum Sfântul Isaac Silu își ștersese din cărțile de rugăciuni pe care le avea pe analog în camera lui, în casă, în camera lui monahală, în chilia lui, își ștersese numele Mântuitorului Iisus Hristos de peste tot. Și odată fiind plecat undeva, l-a trimis starețul pe cineva să aducă o carte de la el de pe analog. Sau ceva din chilia lui. Și acela s-a uitat din cartea de pe analog și a văzut că tot numele lui Iisus Hristos se așteze pe acolo. Și a zis, ereticul, stă cu noi în mănăstire, ereticul, nu vrea să găsească numele Iisus Hristos. Și până să vină seara, Isaac și eu deja erau hotărât în scoatele lui mănăstire, tot ce trebuie, ținea asta în mănăstire, hotărâse, gata, studiase cărțile. Și când a venit, ia poftește, păi, pe aici poftiți jos. De ce faceți chestia asta? Și zic, părinților, vă spun, cu cărțile astea merg la slujbă și de multe ori trebuie să citesc și zice, când rostesc numele Iisus Hristos, mai pot să mă abțin să nu plâng în hohote, dacă nu mă văd și scris, sunt terminat. Și ca să nu mă vedeți, n-am șters numele. Înțelegeți? Păi, a plânge el când vede numele sau când rostește numele Iisus Hristos, credeți că l-a obligat cineva? Îl iubea pe Iisus Hristos, îl iubea pe Dumnezeu. Nu l-a obligat nimeni. Nu era. Iar de acum, starețul a zis, de acum toți plângeți când rostiți numele Iisus Hristos. Nu se poate. Ei, așa și cu cântările, așa și cu imnele de slavă, de cinstire, rugăciunile pe care le facem. Nu are nevoie Dumnezeu de ele. Înțelegeți? Să mai și crezi că Dumnezeu are nevoie de ele, că nu știu, îi trebuie și trebuie într-o cum să-i zice? Într-un hambar, adună el toate. Asta e imnul tău de astăzi, de mâine, cu ăla, și se mai adună de la ăla, de la ăla, și facem aici un hambar cu, nu știu, ceva bun. Nu are nevoie. Nu are trebuință Dumnezeu. Tu ai trebuință. Și Dumnezeu îngăduie și de multe ori cere să faci asta, vreunui Sfânt, vreunui om, cere. Pentru că îți folosește ție. Ție îți folosește să nu te desparți de Dumnezeu. Ție îți folosește să aduci aminte de Dumnezeu. Ție îți folosește să nu te înghită diavolul cel cumplit. Nu lui. Nu lui. Să puneți bine în mintea voastră asta. Nu că mă pune seara, cum spuneau mulți. Păi mă pun seara la rugăciune și încep și zic acolo și bine, ce să tot, oameni, ce tot îți plac laudele astea, ți-a dat ție laude și ține teoria lui Dumnezeu că mai frate, nu-i trebuie lui Dumnezeu, mă, trebuie ție, mă. Dar degeaba, oricum. Până nu-i va la Dumnezeu să înțeleagă, dar de multe ori nu poate să înțeleagă decât cu bătăi și cu cercuri și cu necazuri și cu dureri, nu va înțelege. Lui Dumnezeu îi place să ții post, să te înfometezi, să suferi. În general, să suferi, să fii chinuit, să miroși unul de transpirație, să nu te speri, să ai gura puțin de la post, mult, mult, să... plac chestiile astea și cu cât ești mai chinuit, el e mai bucuros. Ideea asta că îi place foarte mult să fii chinuit. Știți că avem, este, și de aici și partea aia ce am zis eu, tristețe, cum mâine, să te duci așa, nu cumva să râzi puțin sau ceva, sau să zici, sau să te uiți senin la ceva, mă va judeca, mă va bate, nu-i bine, nu-i bine. O mare greșeală. Nu! Noi avem nevoie de acestea. Nu neapărat de transpirație și de cuțitul gurii. Ci avem nevoie de postul acela că îl facem. Avem nevoie de... uneori exagerăm, forțăm, trecem și peste cuvântul Duhului, ținem noi postul cum vrem noi, inclus, pe deasupra.
De multe ori nu întrebăm măcar și facem pe capul nostru. Dumnezeu le primește și acelea exact cum cine îi cere, ce iubite îi cere vreun iubit să vină pe jos de la Turda cu un buchet de flori până la Cluj. Tot dacă tot a făcut, asta este, nu, e un gest de dragoste. Așa și acești oameni care exagerează, care se leagă cu lanțurile de piatră, cum făcea Simeon nou teolog, Simeon stâlnic. Se lega, s-a legat decât ca un câine și cu lanțurile de piatră și a stat acolo nu știu cât timp. Credeți că i-a cerut Dumnezeu asta, dorea Dumnezeu asta, dorea? Dar a primit-o. Era un gest de dragoste extrem pe care el îl arăta ca un adolescent în nebunii de dragoste. Așa era el, sufletul lui așa era. Dar a primit. Dar nu înseamnă că îndemnă pe tot să facă așa. Așa cum altul spune că s-a atârnat de păr de o creangă deasupra prăpastiei, ca să nu mai doarmă, că nu dormise nu știu câte zile și a zis să nu dorm pentru Dumnezeu. Și a venit Îngerul, l-a dezlegat și l-a certat. Ia să nu mai faci de astea. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu îi plac neapărat lucrurile astea extreme ale noastre sau că El le dorește în mod special. Nouă ne folosesc. Nouă ne folosesc și toate sunt cu măsură și dacă se fac cu măsură, ne folosesc. Și postul, și privegherea, și metanul, dacă se fac cu măsură. Din potrivă, dacă ele ne devin nouă piedestal de mândrie, s-ar putea să ne fie mai rău decât să nu le, mai bine nu le făceam. Dacă din asta tu te ridici pe piedestal de mândrie și începi să te lauzi, să crezi înaintea oamenilor că ești mai deosebit la ăla și la ăla, să-i judeci, mai bine nu făcea. Mai bine era un leneș decât să faci lucrurile de Dumnezeu, să te lauzi cu ele, să te dai în pieptul cărămida, că ce ai făcut tu și câte ții tu și ce postul ții tu. Mai bine nu faci. Deci, de multe ori acestea pot deveni o problemă și un necaz dacă nu știi să le faci la vreme și cu măsură și cu timp și cu ascultare, dacă le faci de capul tău. Dumnezeu este imprevizibil și de cele mai multe ori împotrivitor ție. Nu te poți lăsa în mâna lui Dumnezeu. Știți? Avem, să vă spun cu alte cuvinte. Și să vedeți că și voi credeți asta. Vă zic, lăsați-vă cu totul în mâna lui Dumnezeu. Nimic, sunt gata, lăsați-vă cu totul. Deja vă vine în aoleu, ce necazul să-mi aducă Dumnezeu. Aoleu, cine știe ce încercări. Ce ispite, ce faci, ce o să fac cu mine, imediat din bolile peste mine, mă pun la pat, sunt terminat. De unde e ideea asta? Adică, dar nu vedeți ce absurdă ideea, pentru că dacă ar fi așa, dar ce Dumnezeu are nevoie de să-ți ceară ție voie, dacă vrea să-ți dea ceva? Nu vrea El, nu îi dă, că nu vrea. Dacă ar vrea Dumnezeu, nu ți-ar da El necaz peste necaz, durere peste durere, zi și noapte, dacă asta ar fi problema Lui, dacă asta vrea El să-ți dea, trebuie să-ți ceară voie ție. Că nu mă pot lăsa până la Dumnezeu, că vin ispite mari. Păi da, până atunci nu putea să-ți dea ispite, nu-i dăduse și încă mâna, sau ce? Care-i problema? Înțelegeți? Deci e absurdă în sine problema. E ca și cum, așa spun unii, stau câte 5 ani necăsătoriți așa, bine, frumos, se întâmplă, dar ne e frică de căsătorie, că după aia vine cazul meu. Cine cazul meu? Păi ca și... Asta 5 ani, am mâncat împreună, v-ați spus împreună, ați făcut, ați spus banii la loc. Păi tot așa e, mă. Și după aia, mai aveți și halul ajutător al căsătoriei. Și cu voi. Mâncă după aia, vine cazul masă. Ce e de chestia asta? Așa și la Dumnezeu. Nu lămurim treburile, nu știu ce, Doamne, că sunt treburi, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu mă pot lăsa mâna lui, că e nimeni altul. Mă trântește la pământ și îmi dă câteva și ce îmi face acolo, mă leagă de parchet, de nu știu ce. Nu e adevărat. Să vă iasă în minte, aceste toate gândurile acestea pe care le-am spus până acum sunt inspirate de diavol în mintea noastră și în mintea noastră. Prin asta noi tot timpul stăm așa pe un picior de, știți cum, exact cum zice Ilie, Sfântul Ilie, Tezitean. Până când ești căpătat de ambele picioare? Până când o să stai cu picior într-o luntre și cu într-o altă? Ori așa, ori așa. Ori cu bar, ori cu Dumnezeu. Cum zice nou, ori la bar, ori la spital. Păi, noi tot așa stăm așa cu picior. Doamne, eu sunt cu tine, dar aici ai o rezervă. Nu se știe niciodată. Suntem tot timpul așa cu picioare așa într-o... Nu am încredere în Dumnezeu. E o nebunie. E ca și cum cei doi se iubesc, sunt foarte mult, dar unul are bani ascuns, nu știu ce, o situație, o fată de... un caz de excepțional, că nu merge bine cu asta. Pe când ar afla fata aceea, ce ar zice, mă, ăsta avea și bani puși deoparte? Și o fată așa, la care se mai vedea din când de când, mai vorbea pe internet cu ea? Că nu se știe niciodată, nu? Păi așa e și relația cu Dumnezeu. Vă gândiți ce dureros e pentru Dumnezeu lucrul ăsta când tu stai așa în expectativă și... Mă las chiar cu totul mâna Lui că, nu știm, e imprevizibil, e capricios. Face câte un necaz și... Deci, problema e că la Dumnezeu nu pot face ca și cu fata, că ea nu știe, știi? Să știe. Adică El știe că tu ești cu piciorul în spate și mai cochetezi acolo.
nu-i dureros pentru Dumnezeu? Și tu zici, de ce nu mi te descoperi la mine? De ce nu vii tu la mine? Nu știu ce. Ce dureros e pentru Dumnezeu. Și mai cer și iubire veșnică. Vino, arată-mi, te descoperi-te, nu știu ce și tu ești așa. Adică ești prefăcut, ești mecher. Tu nu dai tot, dar ai vrea că eu să dea. A noua. Nu, asta a fost a noua. A zecea. Dumnezeu are un plan, un fel de predestinare. Și tu trebuie să faci un nevrând din el parte. El are un plan, are niște chestii clare ale lui, ca un destin, așa cum grecii credeau un destin. Putea să facă, de exemplu, la Hercule. Erau niște chestii care țineau de destin, la Zeus și la Hercule. Una dintre treburile pe care le-a dat un rege să le facă Hercule dintre cele 12 treburi era să prindă o vulpe care făcea dezastru pe acolo, prin toată zona aceea, dar vulpea era predestinată să nu fie prinsă niciodată de nimeni. Era predestinată, deci. Și Zeus nu putea face nimic. Adică Zeus nu putea face nimic, era o predestinare. Și a aflat Hercule un câine care era predestinat să prindă tot ce urmărește. Și atunci a pus câinele să fugă după vulpe, dar vulpea nu putea fi prinsă și nici câinele nu putea să nu chiar până aia, dar era un timp după ea, după ea, după ea, după ea. Și i-a fost milă după câțiva ani, așa de fugă, i-a fost milă la Zeu și i-a împietit pe amândoi și a rămas în pietriță. Lucru, câinele după vulpe. Dar ei erau predestinați să nu, deci oricum predestinarea a rămas. Deci așa avem și noi ideea aceasta că Dumnezeu e predestinat, știți cum din românii, ce ți-i scris? Să faci, tu poți să... Da, aia e. Noi cumva îl adăugăm și pe Dumnezeu acolo la prezent. El a hotărât, El a zis, deci nu se mai poate face nimic. Nu este adevărat. Alta este atotștiința lui Dumnezeu. Atotputernicia Lui. Și alta este, așa zisă, predestinarea pe care o gândim noi. Adică... Sau ideea asta că noi suntem într-un plan și trebuie... Vrând, nevrând să intri în planul ăla. Cum vin la mine oameni și zic, Părinte, eu vreau să mă căsătoresc, vreau să nu știu ce. Dar simt că Dumnezeu mă vrea mănăstiri și să mă bagă în forță în mănăstiri. Da, frate, nici n-are nevoie Dumnezeu de tine. Până n-o să ceri în genunchi chinuit pe lângă porș, pe acolo să bați cu ciocănelul, într-un lemn, două zile, șapte zile, n-o să te primească nimeni. Înțelegi? N-are nevoie Dumnezeu, mă. Tu crezi că nu mai... Nu, că eu simt că am fost predestinat, că nu știu ce, că tot e mai de aici, mă. Adică, niște prostii, pur și simplu. Niște prostii, niște frici greșite. Ideea că ești predestinat, că ești... Da, aici s-a amestecat. Că au zis părinții odată, că s-au rugat Dumnezeu și au început să datu să ajungi nu știu unde. Că tu odată ai promis când erai mic. Că am promis eu când eram mic că mă fac aviator și părinte, acum s-a terminat. Că eu nu pot eu, că nu știu ce, că am boala aia. Că hai, dai, că trebuie să Dumnezeu ascultă toate prostiile oamenilor. Nu ce trece lui prin cap. Zicea unul dintre cei din Lugu aprins. Mai țin minte cu oamenii lui, spunea că toată copilăria s-a rugat lui Dumnezeu, că vedea pe unchiul său cum își poate placa seara și se punea și se vrea atât de extraordinar să scoți dinții, să ți-i pui în cameră. Și tot încerca și nu putea. Și s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă și lui chestia asta. Și acum așa a gândit și a zis, Doamne, bine că nu mi-ai făcut o viață. După ce și-a dat seama ce înseamnă. Bine că n-ai făcut, că nu era bine. Păi foarte multe din prostiile pe care le cerem noi, cu care le promitem noi în Dumnezeu, sunt la fel. Sunt niște prostii, pur și simplu. Păi credeți că Dumnezeu ia în seamă toate prostiile? Cum părintele Ioan Mulescu, socrul fratului meu, în ziua anunții a primit de la mama sa, ori pur și simplu se refuza să accepte căsătoria fiului său cu o fată, cu o femeie, pe care el o iubea. Refuza. Uite așa, refuza, pur și simplu. Că era moldoveancă, știți cum e ideea asta, să nu fie moldoveancă, că era mai vârstă ca el, că era moldoveancă. Nu! Indiferent că ăsta a spus, Doamne, dar o iubesc, nu contează, o iubesc, nu contează, o iubesc, nu contează. Și în ziua anunții, n-a venit la nuntă și a trimis un telegram blestem. Te blestem. Și părintele Petru Vamulescu s-a dus la părintele Arsenie Boca, Părinte, ce am primit? Și a zis, da, mă adăvesc că Dumnezeu răspunde toate prostiile babelor mele. Adică o fi având putere odată blestemul părintesau, dar când el are o bază, are o durere adevărată, serioasă, nu un moft, nu niște pretenții ca să fim slăbiți în sat, că pe cum își iau un moldovean, pe cum își iau nu știu ce, că ce zice lumea că e mai în vârstă ca el? Păi pentru asemenea prostii tu-ți blestemul, nu ascultă Dumnezeu toate prostiile. Deci, să știți că în Împărăția Dumnezeu nu-i dependabă. Nu face. Dumnezeu repede se grăbește cu... A blestemat repede. Face strângeri, nu mergeți.
această impresie că Dumnezeu e așa un fel de slugă pentru noi, că nu deschidem gura, Dumnezeu nu mai știe cum să le rezolve nouă treburile, că s-a trezit unul să blesteme. Păi uitați-vă la vieții politicieni, că toată lumea e blestat, uite, trăiește să n-am nicio treabă. Deci dacă ar fi real, ar trebui, cum este o plată clasă de politicieni, toți rași. Toți terminași bolnavi în spitale. Adică, tocmai dovadă că nu e așa. Nu e așa. Dar, încă o dată, ideea aceasta că Dumnezeu are un plan cu noi și că noi vrem să intrăm în planul ăsta și că vrând nevrând va trebui să facem mai, e o mare greșeală. Vă spun, am mai spus chestia asta, cred că și aici, am mai spus-o și la Cluj. Când eram mic, aveam chestia asta în cap, că oamenii spuneau Dumnezeu știe dinainte, are un plan cu tine. Oricum, orice face, El știe și știa dinainte. Și eu nu înțelegeam chestia asta și ziceam, bune! Și o luam din grădină, așa, care avea o jumătate de kilometru grădină, în fugă. Și ziceam, o iau în dreapta. Și o luam puțin în dreapta. Și pe aia pus că o luam în stângă. Ziceam, oare acum Dumnezeu știut? Și pe aia pus că o luam chiar în dreapta. Pus că în stânga, pus că în dreapta, pus. Și așa făceam un haos și, na, cum o știut? Eu nu cred că o știut. Și aveam o supărare cu Dumnezeu din cauza asta, că mi se părea, cum? Adică noi nu avem nicio libertate. Totul știut înainte și noi nu facem ce trebuie. Nu este așa. A, că are știință dinainte, că are istoria ca pe masa asta și e și răstignirea și sfârșitul istoriei și pe tine acum și în același timp și le vede toate. Asta e altceva. Dar nu că tu ești predestinat să faci, că n-ai libertate și că n-ai voință liberă și că n-ai... Asta e. Nu. Și ascunde în sine această predestinare pe care noi o gândim. Ascunde în sine și un fel de neîncredere în Dumnezeu sau un fel de vedere asupra lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu împus și mic și ghesuit, care are niște planuri și dacă cumva cineva îi le modifică, auleu, nu mai iese planul, nu mai iese planul mântuirea lumii, ăla a ieșit din plan, nu vrea să se supună. Nu, Dumnezeu are ideea tot puternicie pe care noi nu putem să ne imaginăm. Orice ai face tu, intri în planul lui Dumnezeu. E ca un jucător genial de șah în care orice ai mai, să zicem că tu vrei să-l ajungi și nu știu, mutare greșită, cu piesele lui. Și el știe să rezolve, să tot să biruiască până la sfârșit. Nu e nevoie să... Ai putut niște timpare, am pierdut, gata, să terminăm. Nu! Orice îi face el e desăvârșit. Știe cum să includă toate alegerile tale, toate greșelile tale, toate și planul lui, dacă este un plan să iasă, înțelegeți? Nu așa un Dumnezeu înghesuit și mic și prăpădit, care e greșit cu ceva, gata, trebuie să taie, să elimine un popor întreg, un neam, nu știu ce, că ăla n-a intrat în plan perfect. Și na, asta este, îi strică planul. Nu e adevărat. Ideea că este un război între bine și rău, la 11. Și Dumnezeu are nevoie de tine ca să îl ajuți. Că e o idee gnostică, dualistă, că Dumnezeu și diavolul e într-un război nesfârșit aici pe pământ și în cer și peste tot. Și de-abia mai ține Dumnezeu acolo, cu greu. Și are nevoie de noi să ieșim la război, să îl ajutăm, să facem aici acte de curaj. Cărărețul alb al libertății și al vieții și nu știu ce să facem noi pe adevărații luptători. Nici poveste de așa ceva. Aceasta e o idee greșită în care aproape că diavolul este pus pe același plan cu Dumnezeu și aproape că îi se dă aceleași puteri și mai călpiluiește pe Dumnezeu. Numai că nu știu cum a reușit cu sfinții, cu greu, s-a mai ajutat, mai ca Dumnezeu. Și se ține încă acolo ca un bătrân pe credelurile cetății. Nici poveste de așa ceva. Și n-are nevoie de noi. Exact cum domnul Petre Țuțea spunea că atunci când se făcea reeducarea la iud și îi scotea pe fiecare ca să dovedească fiecare fața curții întregi pline de deținuți, că sunt reeducați și să le dea sfaturi morale, marxiste, cetățenești celorlalți. Și hai, l-ați scos și pe vedetuță. Și el a zis, dragii mei, dacă noi suntem aici, închiși, nu noi facem cinste poporului român și neamului că suferim pentru el. Adică nu noi îi facem cinste, ci neamul românesc ne-a făcut nouă marea cinste să ne dea șansa să suferim pentru el. Asta a zis Petre Țuțea. Păi, exact așa și aici. Între faptul că lucrezi pentru Dumnezeu, că ești în biserică, că mergi la biserică, că ești preot, că ești monah, că ești nu știu, că lucrezi în biserică. Nu tu îi faci cinste lui Dumnezeu, că îi faci tu ceva, că ajuți un om, că ai convins un om. Nu! Nu-i faci tu un bine lui Dumnezeu, că El ar putea să facă de 1000 de ori mai bine decât tine. Și El îți dă marea șansă și marea cinste și îți dă locul prin care să lucrezi la mântuirea altora,
să ajuți pe alții, să ajuți în misiunea lui Dumnezeu. E o cinste pe care să o dă El. Așa este voia Lui să nu facă mântuirea lumii de unul singur, ci împreună cu noi. Și vrea să ne folosească și pe noi unii pentru alții și unii cu alții și să ne adune în dragoste unii cu alții. Să învățăm să ne iubim și să ne... și celălalt să se întoarcă la Dumnezeu prin om și pentru om, prin Dumnezeu, dar printr-un om, și așa să se lege și de ceilalți oameni și să iubească și El pe ceilalți oameni. Are Dumnezeu o rânduială Lui. Dar nu că El are nevoie de tine și fără tine, nu o să mai dau, nu mai am nici în Cluj. Dezastru. Nici poveste. Ar fi putut de mii de ori mai bine El. Dar se folosește de noi prăpădiții și amărâți, atâta timp când nu suntem peste măsură de mândri și de bățoși, când mai avem o umbră de smerenie, se mai folosește de noi spre într-un folosul altora. Și că facem o slujbă, și că mergem la biserică, și că ne mai închinăm, se mai folosește de noi spre folosul altora și ne face prin asta o mare cinste. Să țineți minte asta. Ideea cealaltă, că are nevoie de noi, că Dumnezeu e sărăcit, că ce ne face, mai Dumnezeu oameni, și din pietre poate să facă oameni. Dacă are nevoie. Dar nu are nevoie nici de oamenii aceia. Și ar putea să o facă de mii de ori mai bine decât noi, mântuirea altora, și numai prin El însuși. Dar ne folosește și pe noi și ne dă această șansă imensă. Și a 12-a, că lui Dumnezeu îi place și trebuiesc și are bucurie de obiecte cât mai frumoase, cât mai scumpe, de tămâie, de lumânări speciale, de candele. Sunt folositoare toate acestea, dar ele sunt mai mult pentru noi decât că îi trebuie lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i trebuie. Nu-i trebuință Dumnezeu. El nu dorește cinstea aceasta pe care o avem noi și ne gândim noi că, ai, ce cinstea pe lui Dumnezeu. El se bucură că noi investim ceva folositor pentru El, cum s-a bucurat de femeia care a turnat un nar de mii pe capul lui, nu pentru că avea El nevoie și s-a bucurat că a folosit tot acea sumă pentru El, ci pentru că a înțeles-o și a înțeles dragostea și a primit dragostea ei. Așa și noi, dacă îi facem, dacă îi cădim din icoane, dacă aprindem candelele, dacă orice facem, dacă îi facem un socru mai frumos la nu știu ce icoană, nu îi trebuiește lui Dumnezeu asta. Nu are trebuință de Dumnezeu, că Dumnezeu e smerit, nu are trebuință asta și nu are nevoie până la urmă de noi. Și se bucură de noi că dăm valoare și importanță lui Dumnezeu, se bucură de noi la măsura la care se poate bucura, că ne aducem aminte de Sfânt, că ne aducem aminte, că punem candele și candela aceea ne aduce aminte vrând nevrând de Sfânt și de lumina care o bate în echipul Lui. Sunt altele motivele pentru care Dumnezeu se bucură de acestea. Nu pentru că El are nevoie, că Sfântul Nicolae are nevoie de candelă în față. Nu are nevoie Sfântul Nicolae de nicio candelă. Crezi că are nevoie? Că îi trebuiește Lui, că nu tu ai nevoie. Tu ai nevoie de candelă în fața icoanei. De o candelă pe care trebuie să o îngrijești zilnic și prin asta să ai o legătură măcar prin aia față de Dumnezeu. Că noaptea, lumina va bate pe echipul Sfântului Nicolae și tu te vei gândi puțin la El și poate te vei ruga Lui. De asta ai nevoie tu de candelă și Dumnezeu îngăduie să poți tu candelă. Nu că are El nevoie. Știți? Toate acestea, dacă ați putea să le puneți în inima voastră și să le credeți, s-ar mai descarcera credința voastră din atâtea înghesuieli și din atâtea false păreri despre Dumnezeu. Și din atâtea învârtoșeri pe care le putem avea față de Dumnezeu, pentru că chiar credem că Dumnezeu ne cere, ne impută, ne dorește așa, fa așa, drept așa, nici poveste. Nu are Dumnezeu să-i faci, aș până la 13-a. Nu are Dumnezeu nevoie să-i faci lui fapte de credință, să... Nu știu, să faci tot ce poruncește El, că El are nevoie. Nu are nevoie de Dumnezeu. Ai tu nevoie, înțelegeți? Ai tu nevoie. De aici nebunia de a crede că după ce faci tu o faptă bună, ceva ce a poruncit Dumnezeu, El ar trebui să-ți răsplătească. Gata, ciocolată, unde e ciocolată, unde e ciocolată. Da, pentru tine ai făcut. În primul rând e pentru tine acel lucru. Pentru că e un lucru bun pe care inima ta, pentru că îți stâmpără mustrarea conștiinței, pentru că îți stâmpără inima, pentru că te schimbă ca om, pentru că te transformă, te face fiecare fapt, ceea ce faci, te face. Fiecare faptă bună participă la transformarea ta ca om. Și prin asta potențialitatea de a moșteni împărăția cerurilor, să fie asemenea Dumnezeu, că altfel cum? Dacă nu te schimbi, dacă nu te schimbi, măcar la mine, pe care poți să-l faci. Faptele bune ție îți folosesc. Vorbele bune spuse față de cineva, ție îți folosesc, în primul rând. După aceea folosești și celorlalți. Și ce? Ce răsplată vrei tu? Prin sine e o răsplată imensă. Mi se pare atât de urât și mojicesc ca o față de Dumnezeu, ca tu să faci fapte bune, lucruri bune, vorbe bune și să aștepți de asta răsplată de la Dumnezeu. Și să mai te și mândrești cu asta. Ai stricat tot. E ca și cum ai face o, nu știu, ceva frumos și la sfârșit ai trage o
cu balegă pe ea. Da, așa este. Când faci o faptă bună și te mândrești cu asta. Cum? Păi tocmai Dumnezeu a venit să ne descopere un nou mod de a fi, un nou mod de a o noire a firii, tocmai prin schimbarea, prin modul de a trăi, prin modul de a fi, care ne schimbă pe noi încet cu centru lăuntric, clipă cu clipă, prin harul lui Dumnezeu. Că ceea ce faci, te face. Faci, locuiești cu Dumnezeu, înveți să locuiești cu Dumnezeu. Vorbești cu Dumnezeu, înveți să vorbești mai mult cu Dumnezeu și să fie real Dumnezeu acesta. Și toate te folosesc pe tine, nu lui trebuiește. N-are el trebuință de faptele tale bune, dacă ar fi așa. Poate să le facă singur, poate să rezolve într-o clipă, poate să scoate din sărăcie pe toți oamenii din asta. Poate într-o clipă să-i facă bine. Nu e nevoie de tine. Eu sunt unicul care fac și când mă spetez, fie că acolo, când spital, când trup, când eu, și fac ce nu face Dumnezeu. Știți că ideea asta, că Dumnezeu nu face, s-a dus Dumnezeu la sus acolo, stă plictisit și noi ne ostenim aici unde îi ducem greu și mai primim și peste obraz certul pentru el. Că uite cât îi fac eu Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu din asta. Noi avem nevoie de el. Acestea câteva lucruri. Dacă o să aveți întrebări. Nu e. Acum, dacă nu se poate nici cum. Și nu se poate. Cât trebuie să stai, stai până poți să mergi de acolo. Dar nu-i folositor. Nu-i folositor. Atunci de ce ar fi zis Dumnezeu? Și va lăsa omul de tatăl său și de mama sa. Dacă tu tot cu mama ta și cu tatăl tău. Nu-i folositor pentru că oricât de... Știți să vă spun o întâmplare cu Sfântul Porfirie Capsul Calibido. A venit o mamă și a zis: Părinte, roagă-te că fiul meu pleacă nu știu unde și împreună cu Nora și să fiu și eu lângă ei și să nu știu ce să mă pot muta acolo. Și părinte s-a pus în genunchi acolo în Omonia, mică bisericuță unde. Și a zis: Doamne, dă ca această femeie să fie la 1000 de kilometri. Cum, părinte, a început a zis? Cum zice să-și ceva? Da. Păi eu le vreau binele. Păi zice, da, păi vrând binele, o să le faci rău. Pentru că o să zici dimineața, da, ai dat ceva de mâncare. Lui îi place omleta cu nu știu ce, o să zici la Nora. Și Nora o să strângă sine puțină mârnire și tu o să zici, nu așa mole, mai, nu știu cum, mai făcute, că nu știu ce. Că cum așa nu-i prea bine făcute la vâne, că nu-i sclobite, nu știu ce, ca acolo și numai vrând să faci bine, ai dezbini și ajung să se urească cu ei, se certe. Nu. Așa, mai puțin, mai rar, îi lași pe ei să trăiască ei acolo împreună. Deci asta este rostul. Așa trebuie să fie. Așa e mai bine. De 1000 de ori mai bine așa. Nici la unii, nici la alții. Amândoi. Exact cum și albinele, știu. Roiesc. Și gata. Dar știți ce e minunat la albine? Că nu roiesc cele tinere, roiesc cele bătrâne. Mare, extraordinar, mi se pare. Adică le lasă pe alea tinere neștiutoare și care de avea bață și ele pleacă bătrâne să-și facă. Nu știu ele cum să-și facă treaba așa. Adică, extraordinar. Bine. Aici nu se cere asta. Dar nu e bine. Trebuie să stea separat. De ce ne luptă gândurile și cum să luptăm cu ele? În general, nu numai legat de gânduri. Nu numai legat de gândurile rele. Nu numai legat de obsesii. Nu lua seama nici cele bune, nici cele rele. Pentru că zici, nu. Că ea zice așa. Primul răspuns ar fi, nu trebuie să luți cu gândurile, trebuie să nu le iei în seamă. Nu le iei în seamă. Și întorci mintea spre Dumnezeu. Întorci mintea spre rugăciune. Întorci mintea spre gândurile bune. Problema este că asta ar fi răspunsul. Deci nu ne luptăm cu gândurile. Și întoarce mintea la Dumnezeu, întoarce mintea la cele bune. Cel mult îi spune lui Dumnezeu rugăciune, Doamne, izbăvește-mă de necazul ăsta, care ți-l spune gând. Nu știu ce gând. Vine gândul și ce faci mâine la examen? Ce faci mâine la examen? Și tu zici, Doamne, ajută-mă mâine la examen. Că! Ai rezolvat cu gândul. Gândul tot vine. Ce faci mâine la examen? O să învățăm de seara când ajung acasă acum. Nu mai am nici de discutat. A rugat pe Dumnezeu, a rezolvat-o, gata. Problema cea mare este că, deci nu se poate rezolva numai prin faptul că nu e în seamă și întorci mintea spre rugăciune spre Dumnezeu, pentru că, din fapt, știți foarte bine că noi suntem bombardați de foarte multe gânduri bune,
care la prima vedere sunt bune, ne soțim cu ele și ajungem la niște dezastre până la sfârșit. Uite un cățel, e ca la bunica. Bunica avea un vecin, cu fiul vecinului am fost vara, nu știu ce am făcut. Și atunci, nu știu ce, ne-am dezbrăcat. Aoleo, după aia începe. Și tu nu-ți dai seama când ajung la prostii. Și atunci, soluția este ca și gândurile bune, și gândurile rele, cele rele să nu le bagi în seamă, cele bune doar ca într-o sclipire, să te bucuri de ele pe moment și pe astea de la o parte și să nu stai de ele. Adică, ți-aduce aminte bunica. Doamne, știu de bunica, săracă de ele. Am atât. Nu. Bunica. Ce făcea bunica? Cum era bunica? No. Ca aici, la nivelul ăsta, diavolul expert să te învârtă, să te sucească. Deci, tot unde vrea el, tot felul de păcate, greșeli, judecăți. Dacă n-a fost bunica bolnavă, n-a venit Gigel. Păi Gigel, rău, care tu ce? Și uite așa, vrei să faci păcate. Nu. Deci vine gândul bun, bunica, Dumnezeu să o ajute. Mai mult de 2-3 secunde, nu. Treci mai departe. Oricât de bun ar fi gândul, numai gândul la Dumnezeu poți să lași tot timpul. Reste, acesta nu te poate duce spre rău. Celelalte, toate au în sine morbul morții. Au toate în sine pregătit și moartă, dacă continui să discuți cu ele, să stai cu ele. Nu! Întorci mintea spre rugăciune. Spre relația cu Dumnezeu. Și te folosești de fiecare clipă care vine, de fiecare întâmplare, de fiecare om, de fiecare situație. Și o vezi și zici, iată un câmp frumos, iată un om care îmi zice ceva, iată. Și de toate te folosești și toate îți aduc ceva în suflet. Toate au un folos. Toate un rost de la Dumnezeu. Nu? Ia gândiți-vă, dacă tu stai cu gândul la ceva bun și te pierzi acolo în gânduri, până am ajuns la ceva rău sau ceva nepotrivit. Dar cât te pierzi tu gândurile acelea, câte momente reale ai pierdut? Fiind într-o mașină, să zicem. Câte momente reale ai pierdut tu? De oameni, de situații, de nu știu. Sau cu ochii închiși, strâns, să zice rugăciune. Și asta ai pierdut-o. Ai pierdut foarte multe lucruri care toate ar fi participat în sufletul tău ca la o hrană pe care Dumnezeu ți-o dă în fiecare zi. Fiecare lucru ce-l vezi. Și de la o gâscă albă care sălbatică, care zboară, până la un uliu, până la ploaia care cade pe geam, până la toate sunt au un rost pentru tine și îți dau o hrană sufletească. Nu? Dacă tu ești pierdut cu gândul, nu știu unde, și te gândești la așa, ție cele bune, nu. Și ajungi seara să zici, dar eu nu sunt, sunt flământ, sunt gol, nu am primit nimic, Doamne, nu te-ai arătat, nu te-ai descoperit. Dumnezeu s-a făcut o mâncare foarte bună să-ți dea. Din toate cele clipe, din toate cele realități, din toate cele întâmplări, pe care trebuia să le vezi atunci, pe momentul ăla, și să le lași deoparte, ia, mă vezi la altceva, da? Dar toate îți aduc ceva, toate te înțelepțesc cu ceva, toate te folosesc cu ceva. Dar noi pierdem aproape toate zilele, în gânduri, în imaginații, în obsesii, în Facebook, în tot felul de prostii. Și realitatea nu o vedem. Realitatea pe care, care ești înconjurat și prin care Dumnezeu îți vorbește. Nu realitatea umană sau cea virtuală pe care ți-ai creat-o tu și care nu te folosește și nu te ajută. Mai mult realitatea aceasta în care ești pus de Dumnezeu în fire, în natură, între oameni. Aceasta te ajută, dar primind-o cu măsură și doar atunci, atunci pe moment, după care lași deoparte, te întorci la Dumnezeu, pe moment la privești lucru bun, te bucuri de El, treci la Dumnezeu. Altfel, totul se transformă într-un coșmar până la urmă și ne înflămânzenie duhovnicească, setare duhovnicească și ajung să zici, dar Dumnezeu unde? Dar de ce n-am venit? Dar de ce? Nu. Deci și cele bune, cele rele, le vântul din prima sau nu le bagi în seamă, nu te luți cu ele, nu faci mare greșeală să te luți cu gândurile. Cea mai mare greșeală este să te lupți cu gândurile rele. Numai ale numii sau a te lupta cu ele, le dai putere să te lupte de 10 ori mai mult. Să zici, nu, păi numai vreau să spună duhovnic gândul și să-l țin în minte. Aoleu. E ca și cum ai avea bacilul tuberculos, deci zice, stai să dorm cu el în pat, că mâine trebuie să-l duc la nu. Te am mâncat până dimineața. Așa e și gândul rău. Nu. Spui duhovnicului numai un gând care te muncește ore întregi și tu oricât faci nimic, acela spui. Dar nu că a trecut prin capul tău, știi, uai ce gând, ia să vorbim de noi să-l ducem să-l spunem. E o mare greșeală. Până nu-și face cuibul în capul tău, dai treabă cu gândurile. Da, să treacă câte vor. Ce ați zice voi dacă eu aș veni și v-aș spune, de la Cluj până aici au trecut peste capetele noastre 150 de păsări, așa, 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 așa. Păi dar fi o prostie. Păi, nu am toată treaba. Păi așa e și voi când veniți. Și-am avut și un gând că nu știu ce. Și-am avut și un gând că nu știu ce. Și-am avut și... Păi și cui pasă? Cui pasă? Că nu trebuia să ne iei în seamă lucrurile astea. Nici ție nu trebuia să spese. Că diavolul aruncă. Sau mintea ta strâmbă. Da, aruncă, acolo am spus și păi tu stai de ele. Tu stai să le analizezi. Păi o mare prostie. Rău nu trebuie... Mântuitorul n-a spus că nu vorbea cu demonizații. Apostolul nu vorbea. Cu rău nu se vorbește. Numai de
demonizatul din Gadara a vorbit. Trebuie să nu a vorbit, e certat, pe diavolul se uită de afară. Păi dar noi suntem mai tari ca Hristos. Ne pricepem noi mai bine să stăm cu rău de vorbă, să-L dumirim, să-L lămurim, să-L așezăm, să-L învârtim, să... Răul în sine e un... are o mare putere de contagiune. E canceros, e cuprinde tot în jur. Nu stai de el, nu-l bagi în seamă. Nu este ceva mai neplăcut diavolului decât să nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă, nu știi seama. Răul e sine, gândul e rău, nu-l bagi în seamă. Ochii spre Dumnezeu, ochii spre Dumnezeu, ochii spre Dumnezeu. Ca la poveștile românești, cu fost frumos. Nu te uita nici în dreapta, nici în stânga, nici în spate, nici așa, te strigă din dreapta, nu-i răspunde, te strigă din stânga, nu te uita, în față, în față, în față, în față, așa trebuie să faci. Cele din urmă, uitându-le, spre cele înainte să tinde, în ce Pavel. Deci și cele rele, să nu le bagi în seamă, nu discuți cu ele, cele bune, o fracțiune secundă, să le iei în seamă, dar nu știi ce se ascunde în spatele lor, că Pavel ne spune că diavolul se îmbracă în haine de lumină și vrea să ne înșele. Adică de unde ești tu în spatele gândului, care pare bun, diavolul nu vrea să te înșele. Și atunci, o secundă, vezi, te bucuri de el și treci mai departe, nu stai de vorbă cu el, că nu știi ce se ascunde în spatele. Și întorci gândul la rugăciune, întorci gândul la Dumnezeu. Acolo nu se spune, nu te poate să spune diavolul. Acolo nu. Lumina Lui Dumnezeu înfricoșează pe demonul, înfricoșează. Știți povestea aceea cu un papagal unei doamne și pisica unei doamne. Și au rămas papagalul cu pisica, dar e o poveste reală, din viața unui sfânt, de la starețul Arsanufie de la Ordinea. Și a rămas, el a povestit-o, și a rămas papagalul și pisica în casă în timp ce doamna a plecat. Cu colivia închisă. Dar s-a deschis colivia, sau nu știu, pisica a deschis-o. Și o vecină a văzut din fereastră deschisă ce făcea papagalul și pisica. Pisica a încercat să intre în colivie să mănânce papagalul. Și papagalul disperat strânge toate părțile în colivie și în disperare a început să emite glasul doamnei. Și zicea, ce zicea doamna? Bună ziua! Nu știu ce, ce mă, zicea așa cu glasul, zicea cu glasul doamnei. Și pisica repede ieșea din colivie, se uitea toate părțile, unde-i doamna? Știți că auzea glasul doamnei. Că știa că n-are voie să mănânce. Și mai răsucat papagalul puțin, pisica aia răzbuga, iar papagalul. Nu știu ce striga acolo cu glasul doamnei. Iar ieșea pisica, iară sunt așa, așa a fost salvat papagalul. Așa și tu. Că zici, păi cum să numești Dumnezeu? Cum să întorci mintea la Dumnezeu? Că nu înțelegi oricum, nu o se prinde din inima ta, nu știi cine e Dumnezeu. Păi numai să numești numele Dumnezeu și tot se înfricoșează diavolul și zic, auzi, numele Stăpânului. Se fac, unde e? Înțelegeți? Da, numai să numești. Deci, e mai bine de 1000 de ori să faci asta decât să zici, nu, asta e un gând bun și nu, că în spatele gândului bun. Stă diavolul turcește. La fel în față zice, aaa, veni la tine, mă, băiatele. Adică, nu știu ce se spune în spate. Trebuie să răspund mai scurt, că-s multe. Iată-te, mie nu sunt răscumpărate păcatele. Da. De ce pentru abort se cere femeilor ca nu să înfieze și să îngrijească alți copii orfani? Acum, ce hotărăști duhovnic? Nu încă de ce. Știu ce se gândește duhovnic în aceasta. Da. Cum să spun? Ca să înțelegi, de exemplu, un păcat ca să nu mai faci, ca să te răscumperi tu față, ca să te simți tu înaintea unui om care i-ai greșit, mai ales când greșești un om, că te simți tu greșelnic în fața unui om, ce poți să faci acel om? Cum poți să-l ajuți? Nu știți că atâția părinți, atâția oameni care își trimiteau copiii în, nu știu și din sală la noi, își trimiteau copiii în război, și nu știau dacă mai trăiesc copii sau nu mai trăiesc. Nu mai puteau să le trimeată niciun nimic. Și când prindeau un necăjit, un om, îi dădeau lui. Zicea, mă, hai să-l ajut pe ăsta, hai să-i dăm mâncare, hai să-l primesc în casă, hai să... Că zicea, poate se găsește și acolo cineva să-i dea și lui, la fiul meu. Că uite, îi dau la necăjitul ăsta. Cumva parcă se odihnea inima lui, se liniștea sufletul lui, dând altuia, ca și cum i-a dat fiului său, ca și cum i-a face bine fiului său. Sigur, din primul rând, cea mai mare victimie este să nu mai faci. Asta, să nu mai faci. Părintele Teofil, eram foarte dezamăgit. Eram cu victimiile când eram. Canon, nu știu ce, și nu prea am dădeam. Și părintele, canon, mă, să nu mai faci, mă. Mă, pe asta e cu noi puțin, mă, băieță. Și chiar așa, nu am fost puțin, era cel mai greu să nu mai faci. Știți că așa faci 10 metani, nu știu ce, nu știu cum, s-a rezolvat, am rezolvat treaba. Dar păcatul, iar vorbeai de rău, iar nu știu ce, asta era greu, să nu mai faci.
Ei, în primul rând, cel mai greu păcat la ectim este să nu mai faci. Sigur, femeile acestea primesc în primul și bărbații care au participat și ei activ în spațiu. Să nu mai facă asta. Și dacă pot să sfătuiască și pe alții, că se primește cuvântul lui Dumnezeu care zice cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altuia, zice Sfântul Apostol Pavel. Adică cel ce a ucis, nu numai să nu ucidă, ci să, dacă se poate, să nască viață, sau să dea altuia care este necășit să-și se întrețină viața, sau să sfătuiască pe altul care a făcut, ca să nu ucidă, nu? Deci, cumva, inima ta numai așa se împacă, numai așa se liniștește. E vorba, prima dată, în primul rând, de inima ta și de nemulțumirea și de neliniștea ta față de omul acela. Oricum, tot ceea ce faci față de altul, va fi primit de acel suflet ca un fel de pomană pentru el. Un bine pentru el. Dacă faci pentru altul și tu ai ucis, sigur va primi Dumnezeu pentru, ca pentru acel suflet care e necăjit sau înfristat sau stă sub jertfenii Dumnezeu și plânge că, așa cum zice în Apocalipsă, că n-a fost să-și trăiască viața. Chiar dacă e sub jertfenii Dumnezeu, are o tristețe, că n-a fost să-și trăiască viața. Și sigur, acel bine care îl faci tu altuia sau ajuns pe altul sau ai alți copii și îngrijești, sigur se va ridica la Dumnezeu ca un fel de pomană, ca un fel de dar pentru acel, ca un fel de acoperire a rănilor. Da? Asta o faci pentru el și o faci pentru tine ca să te poți suporta pe tine însuți. Păcatele mari, de multe ori, cer o anumită faptă pe care trebuie să o faci, exact cum Moise Aracu, într-un fel sau într-altul, a cerut de la Dumnezeu, nu ni se spune clar asta, dar cred asta, a cerut de la Dumnezeu să moară și el așa cum a ucis pe oamenii pe alții când era tâlhar. Și a fost și a murit cine e tâlhar. Moise Aracu. Pentru că, nu pentru că Dumnezeu i-a dat ca un om sau i-a dat cu asprime, că el putea să facă în mănăstire înainte de, a veni tâlharii, dar cumva nu-și putea ierta el însuși atâtea faptele care le-a făcut altora și parcă altfel primea, sau altfel își dorea asta să moară și el cum au omorât pe alții. Sunt atâtea alte cazuri de oameni care au cerut parcă de la Dumnezeu să pătimească și ei cum au pătimit alții, pe care ei i-au făcut să pătimească. Deci mai degrabă așa. Dacă ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, nu riscăm să cădem în extrema indiferență, gândind că nu e nevoie de efort pentru că oricum... Nu. Este o mare prostie. A te lăsa mâna Dumnezeu, nu înseamnă, mă lasă mâna Dumnezeu. Nu fac nimic, de la mâna stau așa, o să cadă ploaia, încerc să dea apă, o să vină perele, toamna și o să... Nu! Deci nu asta înseamnă. Înseamnă că atunci când tu continui să trăiești, continui să dori, continui să mănânci, continui să faci fapte bune, continui să faci ceea ce făceai înainte, ai o mamă, ai un tată, ai grijă de ei, vezi un bolnav pe stradă, îți vrea spital. Faci tot ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci, dar nu mai ai frica aia că, Doamne, ar ce fi cu mine, Doamne, aș vrea, nu știu, Doamne, dacă vei da bine, dacă nu, dacă vei da bine, dacă nu, dacă vrei să, am învățat că te-am putut, dacă tu vei vrea acum să-l calci și folosește mie, bine, adică să poți accepta tot ce îmi dă de Dumnezeu, tu făcând ce trebuie să faci, lucrând ce trebuie să lucrezi. Dar să poți accepta să primești de la Dumnezeu totul, fără comentarii, fără scâncete, fără urlete, fără rămete, fără revolte, fără cum ridicați, fără... Înțelegeți? Ai sufletul, că de cele mai multe ori suntem prea lași să o arătăm în fapt. Deci în inima noastră suntem așa în răiță. Ai degrabă, asta înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu, decât că... Cum ar vrea? Adică ce să fii? Și gata, stai așa, nu mai faci nimic și ești... Nu! Că și tot așa o să fii pus în fața unor situații să alegi. Și totdeauna trebuie să... Măi, ce faci? Mă, n-am terminat clasa 12, ce facem? Mai mai că tot zice nu știu, tai că zice nu știu, ăla zice nu știu, hai să facem mai, merge, gata. Adică, nu înseamnă să stai pe loc și să aștepți de la Dumnezeu direct semne, nu știu ce. Are Dumnezeu, dacă vrea El, pârghii din care să nu te lasă să mergi, nici acolo, să mergi nu știu unde. Dacă e vorba că, păi cum îi dă Dumnezeu pârghia să mă se folosesc, lasă că știe El. Tu numai să accepti tot ce se va întâmpla, tu încercând să trăiești omenește, dar încercând să primești tot ce se va întâmpla, cade la Dumnezeu, ceea ce e un lucru imens, imens. Să poți primi ca de la Dumnezeu și să ai odihnă și să ai pace. E de la Dumnezeu. Așa a îngăduit El. Așa a voit El. Da. Și nu mai tot stresez. Dintr-o dată omul iese din stresul ăla, din starea aia de așteptare, din dorințe, din doruri, din nădejde, din... care e îngrozitoare, e iadul pe pământ. Aia e starea aceea de așteptare, de deznădejde, de frică, de grijă, de care Mântuitorul ne tot spune, nu vă îngrijorați, nu vă înfricoșați, nu, că știe Dumnezeu. Că El știe înaintea cele voi de ce aveți voi nevoie. Nu, zice eu asta. Părinte, vreau să zic eu, da. Cazul cum am spus și la Cluj, eu lucram la Gherla și trebuie să se mute cineva la Cluj, dintre colegi.
Și eu nu vreau să mă mut, că ziceam, Cluj e oraș aglomerat, nu-mi place. Și nu, ne-am dus toți acasă și ne cheamă șeful, haide, zice, până la serviciu, că uite, ție știu că îți place la Cluj, nu? Ai prieteni acolo, te mutăm pentru o perioadă și o să te aducem înapoi acasă. Și zic, hai mă, că zic, să fac cu mine, că sunt care au familie, au copii, și zic, nu, să nu se ducă colegii mei, care eu, nu. Și m-am dus și, sincer, acum nu vreau să mă duc înapoi. Și chiar am mărturisit față de părinte și cei care se nasc la Cluj, că am zis că acum trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea ca și adult. Deci de când îs la Cluj. Sunt acolo, stau în chirie, îmi dă și de la serviciu bani și stau în chirie, dar cea mai frumoasă perioadă din viața mea trăiesc acum. Și deși eu n-aveam de gând să mă la Cluj, am zis niciodată să mă mut în Cluj, dar acum, uite, așa m-am lăsat în voia asta și... În general, mâna lui Dumnezeu se arată prin ceea ce nu ține de noi, adică, păi tu nu ales să fii sănătos, am ales să fii sănătos. Dacă vine o boală peste tine și tu n-ai vrut-o, o primești și zici, Doamne, cum știu tu? Nu înțeleg de ce a venit, nu înțeleg de ce mi-a dat Dumnezeu, dar o fi vreun rost în ea. Și gata. Te lași la Dumnezeu. Nu stai cu un mistrân și zici, de ce a venit? De ce am venit? Și găsești pe alții vinovați, că sigur ăla e vinovat. Mi-a făcut boscoane, vecina. Mi-a făcut nu știu ce. O mare prostie. Da. Cum să nu mai fiu atât de nehotărâtă? Cum să nu mai fiu atât de nehotărâtă? Asta e un mare necaz. Chestia asta de nehotărâre a... Tu zicea părintele, te-o fi că prostie în necaz. E un mare necaz. Am întâlnit oameni foarte nehotărâți. Tot timpul. Și nu numai că nehotărârea nu e o chestie că nu știi ce să faci pe moment. Dar ar fi frumos dacă ar fi numai chestia asta, că nu știi ce să faci pe moment. Că de aici încep tot felul de interpretări. Când am venit spre casă, era ușa deschisă la restaurant. Deci asta înseamnă că trebuie să primesc aia sau aia. Când am avut visează noapte, că nu știu, interpretări greșite, proaste. În loc să mergi pe învățătura de credință, să mergi pe gândul tău clar, pe luciditate, cum zice Părintele, cum zice Sfântul Antonie cel Mare. Să vezi, dacă nu știi ceva, să vezi ce spune conștiința. Bă, ce-i mai bine? Asta sau asta? Mă duc acolo sau mă duc acolo? Acolo, dacă mă duc, pățesc așa? Dincă l-o pățesc așa. Unde mi se odinește mai mult inima? Inima duhovnicească. Acolo. Perfect, merg acolo. Nu știu. Uită-te și peste Cuvântul lui Dumnezeu, zice Sfântul Antonie cel Mare. Dar ce zice Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă sunt acolo întâmplări care se seamănă cu a ta și vezi cum au ales alții. Să ai dovadă din Scripturi. Nu găsești, nu găsești. Și de-abia în al treilea rând te duci și întrebi pe Duhovul. Știți? Da, ai aceste două. Și mai sunt... Părintele Paisie mai aveau... Dar asta e mai grea și nu vom să o faceți, pentru că avem o minte foarte înghesuită. Să ne rugăm, să facem trei rugăciuni mai serioase și primul gând care ne vine după ce facem acele trei rugăciuni, să luăm care l-am văzut să-l facem. Dar primul gând dintre cele care le aveai înainte. Avem vreo trei gânduri, nu știe la care să te gândești. Ce să faci? Și primul ei să-l iei și să-l faci. Și gata, îi de la Dumnezeu zice. Sau mai avea Părintele Paisie, Doamne, unde te odihnește inima? Ce te odihnește să faci mai mult? Aia sau aia sau? Aia să faci. Înțelegeți? Deci, nehotărârea aceasta duce la un fel de viață superstițioasă, griji, frici, interpretarea viselor, interpretarea faptelor. Fiecare care ți se în cale și zice, ce faci astăzi? Mergi la Găbun. Ah, deci trebuie să mergi la Găbun, a zis. Și o prostie să vii cu asemenea chestii. Să interpretezi lucrurile astea ca de la Dumnezeu, Dumnezeu mai trebuie să om să spună întâmplător, că nu știu ce și nu, e de la real. Dumnezeu are încredere în tine, vrea o hotărâre de la tine. Dumnezeu lucrează altfel, nu umblă cu destea. Totul e interpretat totul foarte, foarte bun. Dar dacă s-ar opri numai aici, dar merge mai departe și după ce totuși alege ceva omul, zice, n-a fost bine, am greșit, trebuia să iau pe aia. Orice care e tot e greu și, na, e greu, uite, păi dacă era Dumnezeu, cum e problema asta? Cum mi-a venit necazul ăsta? Păi dar tu ce crezi, măi? Orice cale nouă e cu greutăți, dar ce crezi? Cei de la Dumnezeu zbur, spui, ia, nimic, nicio problemă, tot de la sine. Și interpretarea asta. Păi dacă e de la Dumnezeu, iese de la sine așa, curb lucrurile de la sine și nu mai acolo, mergi direct cu nasul în el. Iar dacă e de la Dumnezeu cu greutăți, nu e adevărat, de multe ori invers. Păi uite nașterea Mântuitorului, nu? Păi dacă e de la Dumnezeu, trebuia să fai, mai ca Domnului cu el în brațe, în casa ei, să nască, ce pe drum, ce fugărit în Egipt, ce, nu știu ce, și uite cu câte greutăți. Nu, că dacă e de la Dumnezeu, de la sine, ușor, nu e adevărat. Cine v-a spus criteriile astea? De unde ați scos prostiile astea?
Că sunt niște prostii, pur și simplu. Nu există criteriul ăsta, că dacă de la Dumnezeu ușor, iar dacă de la diavol greu și ostenitor. Nu. Și asta, și după aceea și aia ce v-am zis-o, că orice alegi, și o viață întreagă de chinuială, te uiți la sfârșitul vieții la filme de astea, cum să zic, foile toate nesfârșite, la care se uită toate pentru lume. Telenovele. Și zici, uite, dacă mă iubeam eu cu ăla, poate era ca ăștia, cum se iubesc ei, dacă vezi, am, e, ce viață, știi, o bătrână acritură, nu-ți mai place nimic, totul vezi, că am ales greșit, că nu știu ce. Deci, alegi oameni nehotărâți care nu-și asumă cu hotărâre când își iau ceva să vă feriți ca de foc. Mai ales bărbați nehotărâți. Când vedeți bărbați, ce zici să mergi? Aoleo! M-am gândit și m-am hotărât, m-am desfăcut. Parcă așa. Nu, domnule. Zi odată ceva și mergem. Dar e foarte greu pe acești oameni. Deci, vă îndemn, cum zicea un miliardar american, domnule, cea mai mare și cea mai proastă poziția unui om, unui investitor, este să nu știe ce să facă, să stea și să se gândească oare ce să facă. Asta e cea mai proastă. Pierzi bani până nimic de atunci. Să alegi ceva din cele care le expoziție, hai să omul pe chestia, Doamne ajută, și o pornești pe calea aceea. Este și o greșeală de gândire în faptul că nu știi ce să alegi, pentru că ai impresia că Dumnezeu, sigur, una e a lui Dumnezeu, iar alta, sigur, e a diavolului sau nu știu ce. Și dintre lucruri bune care trebuie să le alegi. Nu, ceva, ce trebuie să alegi. Și tu zici, numai una e a lui Dumnezeu. Cum să-mi dau eu seama care e a lui Dumnezeu? Doamne, de rău, prostii. Ce e absurdități? Ori Dumnezeu poate să te ajute și că mergi în Palestina, și că mergi, unde se merge în Palestina, Spania sau în Irlanda? Oriunde ai merge, dacă mergi cu gând bun și cu inima la Dumnezeu, te va ajuta Dumnezeu. Nu îi lipsește Dumnezeu puterea. Nu, păi dacă mergeam în Palestina, mă ajută așa. Nu, nu e adevărat. E o mare greșeală să gândiți așa. Orice, păi chiar Părintele Teofil, au venit de la Cluj, au plecat două fete care erau născute atunci. Și s-au certat tot drumul între ele, că erau la medicină și medicinistele știți cum învață tot timpul. Și au zis, una a zis, nu trebuia să mergem la sâmbătă, nu trebuia să mergem, că avem examene și de la Dumnezeu să rămânem acasă, că părinții ne țin cu greu și nu știu ce, să învățăm. Și am zis, nu, de la Dumnezeu să mergem la mănăstire, să ne spovedim, să nu știu ce la Părinte. Și când au ajuns acolo, au zis, o să punem problema asta Părintelui. Și au venit și au zis, Părinte, cum e de la Dumnezeu așa sau așa? Și Părintele a zis, și așa? Și așa. Că dacă le ziceați cu tot sufletul și cu liniște, Doamne, rămânem acasă, învățăm, vedem noi când ajungem, că acum avem de învățat, Dumnezeu era cu voi acolo. Dar să aveți inima pe cap. Da, mă ales, asta, da, Doamne, fii cu noi. Dar dacă mergea și ziceați cu toată inima, merge și ne spovedim și mai avem noi timp să mai și învățăm, găsim noi cale. Era cu Dumnezeu cu voi așa, înțelegeți? Deci Dumnezeu e mult mai deschis spre alegerile voastre bune, nu e înghesuit, nu că așa nu poate fi, Doamne, îi pare rău. La birou de alături, la diavolul. Și asta. Nu e așa. Deci aveți încredere în puterea lui Dumnezeu. Alegeți orice. Și așa, așa, așa. Cum zicea Părintele Iustin, că zicea că, Doamne, nu contează cu cine te căsătorești. Oricare dintre voi m-aș căsătorești, zicea Părintele. Și merge. Adică merge cu Dumnezeu înainte, ne străduim. Ei, tot așa. Între lucrurile bune care poți alege, o iei pe oricare cale și tot și Dumnezeu este cu tine. Ține cont de alegerea ta. Nu, n-are un plan special și dacă n-ai intrat, n-ai pare. Erai pe destinat la calea asta, ai luat-o pe calea aia din greșeală, ți-am arătat pe drum, era capacul descoperit la un canal și n-ai observat. Sau nu știu ce, sau n-ai. Niște prostii de felul ăsta, după care aproape ajungem să facem criterii de viață din niște nimicuri, din niște frici, din stări. Oamenii și aleg să meargă, să-și aleagă casa, să-și aleagă soful, să-și aleagă din stări. Am intrat și aveam o stare așa, nu mă simțeam prea bine. Nu e casa noastră. Nu se poate să alegi dintr-o stare, că dacă mergi a doua zi, hai ce bine mă simt, ce frumos mă te stare din fereață. Și dintr-o dată, cum? De cine, când s-a întors mântuitorul apostol și a zis, ce simți? Ioane. Nu așa că simți un duh urât și așa o presiune interioară și stă un nod în gât și... Da, simți. Nu, vezi? Nu-i bine, de la diavol aici. Nu! Nu ne-a învățat Dumnezeu așa ceva. Ori noi aproape că am făcut o a doua Evanghelie prin care asta e. Știm toți. Nu te simți bine? N-ai o stare bună? Nu simți așa? Gata.
nu-i de la Dumnezeu. Cine mi-a spus nouă asta? De unde am scos din asta? Nu e adevărat. Păi la Paveli stăteau împotrivă, el se întorcea spre Ierusalim și demonizații și oamenii lui Dumnezeu ieșeau prin toate satele și ziceau acest om merge la Ierusalim și va fi legat și va uite așa, îl vor lega și așa îi vor face și eu vai, vai, vai și vai, vai, vai. Și el merge înainte. Calea lui Dumnezeu era pentru el aia și a ales, aia, aia mergea. Nu. Aoleu, ai văzut mă că ți-mi-a spus, mă, ne întoarce, plecăm nu știu unde, ne întoarce, nu știu. Nu. Înțelegeți? Dumnezeu din Noul Testament este gând iubitor iertător, în vreme ce aparențele al Vechiului Testament pare a fi răspunător. Știu aceste întrebări, ce drăză. Nu e așa. Exact cum a zice voi, tatăl și mama voastră în copilărie vă mai bătea, vă mai nu știu ce, vă spunea asta. Nu, mă, plec de acasă dacă mai faci aia. Te arunc de la te duc la casa copilului, nu știu ce. Și acum uite ce vă vorbește cu mine. Și vă zice, mamă, veniți la mine, mamă. Care erau adevărați? Ia să vă ăștia. E același Dumnezeu, numai că ea e o măsură a copilăriei duhovnicești, a unei perioade mai de învățare, de pedagogie, de creștere a unui duhovnicesc. Și, dar e mai mult de spus, nu e numai atât, e mai mult de spus, dar nu avem mai timp acum. Dar e același Dumnezeu, plus că trebuie să plecăm de la o idee foarte, foarte reală și adevărată, că lucrurile nu se sfârșesc cu lumea aceasta. Noi judecăm exact cum, vai, a murit, nu știu cine, unde e Dumnezeu, cum a murit copilul ăla la vârsta aia, că n-a profitat de plăcerile vieții, nu s-a bucurat și el, că asta avem în cap. Când mă arăt tânăr, nu că poate făcea ceva bun, că poate, nu, nu s-a bucurat. Nu știu ce, că trebuia să bucure și el. Și în general ne gândim la desfrânare, la chestia asta. Nu s-a bucurat de la și, dar noi plecăm de la ideea pur și simplu că, gata, asta e viața, atâta e, ai trăit, ai murit și înmormânt și bojul pe tine 7 metri, când zicea ordenii. Că bojul e o chestie care crește, o plantă, crește prin cimitire. Și aveam o doamnă care stătea, o săracă, mărâtă, într-o casă mărâtă, stătea vecină cu noi și tot ziceam, știi, tanti Cucu, Cucu, Cuca. Știi, tanti Cucu, că mata o să-mi vii, o să-mi vii, 7 metri bojul pe mine. Gata, aici pe pământ, și bucurie aici, tristețe aici, tot, dincolo, nu mai gata. Cel mult putea să-și imagineze că sufletul ei poate ce mă mai fi din suflet, dacă să-mi vii, că trupul, fii serviu, ăsta sunt prostii. Și dincolo, cine știe ce-o fi, cum zicea bunica mea. Cine știe ce-o fi și pe dincolo, mamă? Îmi zic, bunică, tot ce n-ai putut, dacă atât te-ai subit pentru Dumnezeu și acum ai renunțat la atâtea bucurii, sigur o să ți le dea Dumnezeu altfel, mai mari dincolo. Cine știe ce-o fi, mamă, pe acolo, că știe, ideea asta unui Dumnezeu, cum te-a prins, cum te-a legat, cum te-a băgat la tot și cum nu știu ce. Și care îi place să te chinuie. Că dincolo ori fi, întrebă bașele mei, o prăpastie mare, nu mă pot întrebi bunicul tău. Fi rău. Adică, ideea de astea prostii, pur și simplu. Prostii. Și da, așa trebuie să gândiți și voi. Ziceți, mă, cum a fost așa de rău Dumnezeu? Uite, vai, ce-o făcut poporul meu. Uite cum a poruncit ca copiii să fie ucis. Uite cum. Păi da, voi nu vă gândiți sau nu puneți în calcul un lucru. Că omul, că dacă ar fi aici o carte pe masă cu 1000 de pagini, uite cam așa. 1000 de pagini mari. Viața aceasta e cel puțin, cel mult o filă și restul e viața cealaltă. Restul este viața cealaltă. Interesant este că noi scriem fila de prefață, știți? Cum e prefața, așa e restul cărții. Deci scriem în viața asta prefața. Doamne, alene și veșiniclanule. După cuvintele tale vei judeca. Și restul continuă viața cam cum ai scris prefața, știți? Că prefața se spune cum e conținutul cărții. Dar, deci, viața ta e atât, o filă și restul cărții e dincolo. Păi da, oamenii aceia nu s-au dus așa în neființă, restul de infinitul timp pe care îl vor petrece oamenii ca o tărnicie, fără căutat, va fi dincolo, într-o altă lume, la o altă măsură, o când n-a auzit, ureche n-a auzit, dar omul nu s-a suit. Păi este altceva. Păi tu tot îl judești pe Dumnezeu pentru fracțiunea de secundă. De unde știi tu pentru ce am dat Dumnezeu să fie atunci om așa ispitit? Ca copiii aia să moară. Dar ce știi tu ce răsplată acei oameni în veșnicie? Ce știi tu cum lucrează Dumnezeu? Păi tu pentru nimicul ăla ai ca și cum ai judeca un părinte care l-a lovit o dată pe copilul în copilărie. E un criminal! E un criminal! Păi cum un criminal, mă? Că l-a ajutat până la sfârșitul vieții după aia și l-a dat și abuțile și banii și tot.
Cum e un criminal? Judeci numai după palma aia pe care s-a dat-o oarecând? Păi așa e și cu Dumnezeu. Pentru fiul aceea mică și dacă ar fi că ai zice că numai într-o suferință am ținut-o pe pământ. Ce într-o suferință? Că dacă ar fi să numărăm clipele de suferință și clipele de bucurie și de pace, 99% sunt de bucurie și pace și 1% de suferință, dar restul le-am făcut noi rele și urâte și așa, prin gând, aoleu, ce sufăr eu, aoleu, ce greu e mie. Comparați cu el, uite la ala ce bine e, deci răul pe care noi îl trăim și zicem că viața noastră a fost un coșmar, e mai mult creat de noi și sugestia noastră decât că Dumnezeu ne dă acel rău. Și că noi îl interpretăm rău. Eu nu am doi boi cum are ăla. Eu nu am nu știu câți copii cum are ăla. Și într-o dată devine un rău în sine. Cât i-am suportat pe toți minte și minte. Nu! Deci trebuie să gândim că viața aceasta e atât și viața cealaltă mii și mii de ani și mult mai mult decât atât și drag și bucuria și pacea și lumina pe care o dă Dumnezeu dincolo nu se compară cu ce avem aici. Nu se compară. E ca și cum ai compara pântecele, ce trăiește un copil în pântecele mai știu și ce poate fi un om în afară. Nu există. Deci, Doamne, dar cât o suferit la pântece, Doamne? Iontul, nu știu ce, nu se poate așa ceva, Dumnezeu rău. Păi și Dumnezeu îi dă după o viață de 100 de ani, cu toate bucuriile, cu toate luminile, cu toate culorile, cu toate... Păi poți compara? Poți compara așa ceva? Nu se compara, băi, să mai ține mai cum de două ori. În pântece cu Iontul și așa, mai văd o altă viață de 100 de ori, 100 de ani, nu? Deci, o asemenea gândire, unde era Dumnezeu, de ce era? Se bazează și pe chestia asta că uite cum i-a pedepsit, uite cum a murit aia, uite cum a cerut moartea lor. Pentru că uite, a murit, i-a spintecat, i-a tăiat, i-a aruncat nu știu unde. Dar noi nu uităm că dacă Dumnezeu a gândit asta, a gândit-o pentru bine lor veșnic, veșnic. Un mic rău pentru bine imens. Mântuitorul ne spune. Bărbații din Ninive vor veni la judecatul cu bărbații neamului acesta și vor ieși biruitori. Ăia din Ninive, păcătoși, desfrânați. Bărbații din Sodoma și Gomora, ăia păcătoși care au murit sunt pucioasă. Vor veni la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori. Pentru că există o altă lume infinită la care sunt chemate sufletele și trupurile noastre după un timp, după înviere. Și care are mult mai mare valoare. Auziți bărbații din Ninive care zice, vai, pedepsiți în fundul iadului, că nu e adevărat. Ăia au venit pedeapsă ca Dumnezeu să mai scoate din ei ce se poate scoate bun și să se salveze. E altceva. Dacă Scriptura nu se dezleagă prin înțelegerea dragostei de Dumnezeu, Scriptura devine falsă în mintea noastră. Cheia al Scripturii este dragostea de Dumnezeu. Cine nu poate gândi așa, a greșit. A greșit. Da. Cum scăpăm de dependența de Facebook? Foarte greu. Acum câțiva ani auzeam că în America se fac tot felul de concursuri, cine poate fără Facebook și fără internet câte zile poate și se dădeau premii. Și a reușit o tânără de 14 zile. Și s-a dat un premiu mare. Și am zis, Doamne, incredibil, așa ceva nu se poate. Și acum nici la noi la fel. Aproape. Nu se scapă. Trăim viața reală. Trăim. Și nu zic neapărat renunțând total la lucrurile astea, că nu sunt rele în sine, dacă ai nevoie. La școală, la nu știu ce, veștile pe care le primești, de la colegi, că ți-au scris, că ai examenul pe data de, trebuie să te. Dar dacă nu-ți faci un program foarte clar, domne, 15 minute dimineața, 15 minute seara, mă uit, văd dacă am o informație, ceva, gata. Nu. 15 minute, dar ne-am putut după aceea continua să, nu știu, cum se... Vă îndemn așa. Programați-vă voi cât vreți dimineața și seara, ca să aflați ce, nu știu ce, vă mai interesează lucrurile. Vă uitați la prostii. Ca într-un bâlci. Mergi direct prin bâlci, nu te uiți nici în partea aia, nici în partea aia. Mergi direct la prăvălia care ai nevoie, nu? Uite prăvălia cu doamne dezbrăcate, nu? Deci mai departe. Uite prăvălia cu ăștia care nu știu ce fac, nu? Cu bețivii care te cheamă la o țuică, nu? Deci mai departe. Și mergi până acolo unde e trebuință. Dacă vezi că nu te poți aține nici la 15 minute, nu te mai duci nici la 15 minute. Dar în aia 15 minute mergi numai unde ai tu nevoie și dacă întârzi cu un minut, tu pui să sune ceasul după 15 minute. Nu, că las că să mă uit eu și nu. Păi ceasul se sună după 15 minute. Și dacă 15 minute tu nu te oprești când sună ceasul, în fiecare minut, pentru primul minut 10 metanic, pentru al doilea minut 20 de metanic, pentru al treilea minut 30 de metanic și tot așa. Ca să nu se poate așa. Nu se poate așa. Dacă nu te ții sub control, praful se ridică. Ajungi independent. Da. Spuneți-ne câteva repere pentru a ne alege soțul sau soția. În paranteză sunt desminunat. Okay.
La bărbați, cum zice Părintele, eu iau ce zice Părintele de la Valea Proprie, care are experiență mare din asta. Femeia să fie cu suflet bun, să aibă bunătate. Că restul se rezolvă de asemenea. Dacă are bunătate, ea și prin fire iubește, dacă ține la soțul ei cu care stă alături. Dar să aibă bunătate, să aibă gratitudine, să zică, fel de noblețe sufletească. Să aibă bunătate. De aici, femeia poate să facă toate lucrurile bune. La bărbat sunt mai multe care trebuie să le aibă. Probabil, în primul rând, trebuie să, să fie credincios. Bine, și la femeie trebuie să fie credincioasă. Asta trebuie să căuta, să fie credincioasă. Măcar să fie aplecată, să înțeleagă, să îngârbie, să-și pună întrebări despre credință. Și măcar atât să aibă. La fel, n-ai cum să te lești de cineva, de fel femeie, tu ca bărbat, dacă ea nu are credință și nu-ți la crește copiii în credință. Nu. Dar să fie cu inima bună. Deci asta a doua femeie. La bărbat sunt mai multe. Pe lângă credință, ar trebui să nu fie zgârcit, ceea ce e atât de urât la bărbat. Zgârcenia e ceva. Și dorința asta pe care are femeia de a mai lua ceva, de a mai cumpăra ceva, de a mai schimba ceva în casă. Am atâtea familii în Cluj, niște băieți, nu știu ce să nu, ce au apucat. Țin seama că ai perdea de aia. De ce îți trebuie perdea de aia, nu știu ce? Lasă-mă! Tu nu înțelegi că așa are nevoie femeia să mai schimbe, măi? Vrei să ai o isterică în casă? Să... Lasă-mă, băiatule! Păi ce că ne-am plimbat, trebuie să mai cu mâna și astăzi? Da, mă, plimbă-te, mă, băiatule! Perindu-l la mare zgârcenia de bani. Și zgârcenia așa de timp, de lenevia lui, de... Nu! Deci, să nu fie zgârcit. Foarte important. Și să mai îngăduie, să mai ia ceva, să mai se plimbe, să mai... Să-i dea mai multe libertate femeii, nu să o țină acolo închisă și înghesuită în niște idei fixe ale lui, pentru că altfel o distruge. O va distruge și va avea în casă o scorpie. Și în casă va plânge că, Doamne, ce mi-ai făcut? Păi tu ai făcut. Și al treilea, să nu fie bețiv sau dependent de jocul, de noroc, dependență în general, dar mai ales beție. Să nu fie bețiv. Asta e foarte important, chiar scârcenia și beția, foarte important. Și sunt mai multe, dar nu vreau să insist, nu. Atât, să fie astea trei. Credință, fără zgârcenie și nebeții. Ar mai trebui să fie și harnic. Ar mai trebui. Și să fie hotărât. Ah, ce. Mult mă întrează să fie hotărât când aud că se întâlnesc de 2 ani și nu știu ce, dar încă n-a ce hotărât. Și încă nu sunt hotărât, nu simt așa. De-aia poate că se culcă un val, s-a spus și culcat, dar că nu-i hotărât, așa, ce asta, măi? Îi spun la fată, măi, fată, nu-i pentru tine așa ceva, dacă nu-i hotărât, nu o să facă nimic în viață. Trebuie să fie hotărât în lucrurile mari, important, da, domnule. Adică, și să-și asume, m-am atins de femeie, o iau în căsătorie, nu? M-am atins, dar n-am simțit chiar, nu mai ating o dată să văd cum e. Nu mai ating, da, nu mai ating o dată, nu mai ating o dată, și tot cum simt eu parcă nu, nu e. E și miroasă lor, vă simțiți. Urât. Așa, deci, asemenea caractere, Doamne ferește. Nu vă aduceți în casă asemenea oameni. Deci, măcar ăsta, să fie credincios, să nu fie zgârcit, să nu fie bețiv, să fie harnic, să fie hotărât. Da, excepțional. Dacă le are ăsta, și nici excepțional. Care de ministru pentru căsătorie și monahism, celibatul, îl considerați valabil pentru mântuire? A fost în vechime, așa ceva, în lume, în vechime, mai ales pe secolul, până în secolul IV, nu a fost decât încetul a avut monahismul. Celibatul a fost o formă de strădanie a omului în lume și cred, sincer, că spre sfârșitul lumii, cum ne și apropiem, într-o anumită măsură, din nou va fi această cale de mântuire și în lume, a unora. Oricum este până când își va găsi fiecare cale. Oricum este. Adică, vrând nevrând, că tu zici, Doamne, vreau să mă găsesc, gata, am hotărât. Păi și cu cine? Păi ne-am găsit. Nu poți cu oricine și oricum așa repede, trebuie să ne găsturim. Ei, până când? Poate nu o să găsești pe nimeni la sfârșit. Trebuie să trăiești în celibatul ăsta. Este o cale de mântuire. Este o cale de mântuire. Dar trebuie să fii sub ascultare, că se poate, lângă o biserică, în apropierea acestei biserici, să trăiești într-un fel de viață de monahism alb. Adică să te... Acum mai mult despre asta nu o să insist să spun aceste lucruri.
Deci, cred că este o cale de mântuire, unor din uneori pentru că nu se poate altfel, și că nu-și găsesc oamenii încă calea lor și omul lor, uneori chiar aleasă. Până acum a fost mai puțin și este foarte periculoasă. Este foarte periculoasă pentru că și monahismul și căsătoria încurajează și pregătește lepădarea de sine. Adică în căsătorie trebuie să te lepezi de tine însuți, trebuie să accesi pe celălalt, trebuie să-l vrei pe celălalt, trebuie să-l îngădui pe celălalt, trebuie să-i suporți pe celălalt, trebuie să-l iubești, trebuie să-l... Multe trebuie să suporți și copiii la fel, și monahism la fel, pe când în celibat există acest pericol de a te izola într-un tău de fiu, deci a-ți face plăcerile tale, a face când vrei, cum vrei, a cădea în lenevie, în plictiseală, în acedie. Sunt foarte multe pericole în viața aceasta a celibatului. De aceea poate că dacă sunt oameni care trăiesc ca un fel de celib în lume, că vor, că nu vor, că n-au găsit loc, că n-au găsit mănăstire, că n-au găsit om, că n-au găsit soț, că n-au găsit soție, totuși trebuie să facă ascultare cu atenție și să aibă un program foarte strict și de rugăciune și de milostenie și de post și de asceză personală și de spovedanie și tot să fie foarte strict și ținut cu strictețe. Altfel vei cădea într-o acedie și într-o plictiseală sau niște înșelări. Singurătatea te poate duce niște înșelări înfricoșătoare. De unul singur, în devarea ta, cunoscându-l pe Dumnezeu și crezând că știi tu pe Dumnezeu, te poate înșela diavolul praful să alegi de tine. De aceea trebuie neîncetat să fiți cu ascultare și sub un program foarte clar pe care trebuie să-l faci și să-l urmezi. Deci e greu aparea celibatului. Cred că va mai fi vremea lui, acum când se apropie vremea sfârșitului, dar e și poate cea mai grea dintre cele trei căi, de aceea biserica nu prea o, nu prea îndeamnă pe care asta și nici eu nu vă prea îndeamnă. Da. Cum să ne raportăm în față de Părintele Duhovnic, în general, și atunci când e înconjurat de fani ucenici? De fani ucenici? Tu ce treabă ai? Ca și mai zice, dar în momentul în care, să zicem, că și din care, în momentul, din felul cum spui că fani ucenici, deja cumva zici, uite la ăla, uite nu știu ce, ăla parcă mai mult aurim cu ei, ăla parcă nu știu ce, invidii și comparații, într-un fel te pui în poziția lui Iuda, știți? Că și Iuda, cred că avea multe invidii și ciudă. Iuda se pare că era de cei mai buni cunoscători ai Scripturilor dintre ucenici. Se pare că avea și la școală, pricepea mai multe. El probabil că s-ar fi așteptat ca să-l bagă Mântuitorul. Mai mult înseamnă să-l cinstească mai mult decât pe el. Mântuitorul îl privea ca pe toți ceilalți, vorbea cu el. Ori lucrurile astea s-au acumulat, probabil numai lui a comparat. A izbunit comparația și ciuda atunci când a văzut că femeia aceea a turnat pe capul lui mir de nard și că el a acceptat și s-a dus și l-a vândut. Deci, să te raportezi la duhovnic, la Dumnezeu și la Duhovnic, cu toată sinceritatea, ca și cum numai tu cu El ai fi pe Pământ, în privința asta a legăturii cu omul. Nu ai tu treabă ce fac ceilalți, cât asta tău, ce a zis ăla, cum să-i... Tu nu ai treabă. Tu ai legătură cu Duhovnic ca să spună Dumnezeu, nu la anumite lucruri, ascultări sau rânduie pe care Dumnezeu face. Restul, nu ai tu treabă. Nu te compara. Nu te uita în jur că vei muri. Cine se uită în jur, moare. Cine compară, s-a sfârșit cu el. Gândiți-vă, cum zice Mântuitorul, pildă aceea, zice, lasă-mă leprosul în casă. Mi se pare că lui zice. Îi zice, un om avea doi copii, bă, nu știu dacă lui, dar oricum, poate greșesc. Un om avea doi copii și s-a dus la unul și a zis, du-te și muncește în via mea. Și a zis, nu mă duc. Și s-a dus la al doilea și a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce. Însă, în cuvântul ăsta, eu însă, Doamne, mă voi duce, e clar că se dă de înțeles că el se compară cu ăla. Eu însă, Doamne, nu fac asta care ți-a zis, nu mă duc. Eu însă, Doamne. Și ăla care a zis, nu mă duc, s-a dus și a făcut poruncă la Dumnezeu, iar ăsta care a zis, eu mă duc, nu mă duc, nu s-a dus. Adică, cu alte cuvinte, cel care se raportează la Dumnezeu prin celălalt, a, mă să facă, uite cât a stat ăla, uite că nu știu ce, se pierde și în general nu îi se mai dă putere să facă, numai își pierde puterea de face, iar cel care, chiar dacă are greutăți, chiar dacă are o fire greoaie, chiar dacă se raportează direct la Dumnezeu și lasă să lucreze viu și părerea de rău și durerea inimii, în comparație și în paralel cu Dumnezeu, direct, cu Duhovnicul și cu Dumnezeu, aceia au șansă de mântuire, aceia se întorc și fac treaba bună. Iar cel ce se compară cu ceilalți se pierde. Țineți minte timp de aceasta și când vă vine în minte, uite câți fani, uite câți ai, de ce uite? Să știți că sunteți pe care de a fi dați afară, vă da afară Duhul locului.
Uneori simt că Dumnezeu e supărat pe mine, greșit. E greșit. Greșit, adică nu putem, Dumnezeu își asumă în Vechiul Testament mai ales asemenea stări și asemenea și sunt supărat în locul meu, să mă urmi între tine Izraele, să nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu chiar... Deci Dumnezeu îl doare pentru noi. Îl doare pentru noi, dar doare mai mult pentru că ne facem nouă rău și că ne stăm mai departe de El și ne facem rău prin depărtarea de El și prin păcatele noastre. Dacă este o mâhnire la Dumnezeu, asta este. Nu că pe noi. Adică nu e ca noi că vede pe copil că face rău și niciun de așa și vrea să trece de la coană. Că niciun de și nu e enervat. Dumnezeu nu e așa. Înțelegeți? Deci l-ai mâhnit pe Dumnezeu și îl doare pe Dumnezeu în prostile care le faci prin faptul că vede cât suferi tu și alții la care le faci rău. Se mâhnește Dumnezeu într-un fel sau altul, dar nu că e supărat pe tine. Cum să ne preocupăm de lucrarea cu oamenii și să nu îl pierdem din vedere pe Dumnezeu? Dar nu ai cum să-l pierzi pe Dumnezeu. Oriunde te duci, ori cu cine vorbești, Dumnezeu este acolo. Este aici și acum. Gândul ăsta nu ai cum să-l pierzi. Tot timpul trebuie să te gândești. Dumnezeu este aici și acum. Aici, de față, în El umblăm, suntem ființăm în El. Adică și faptul că acest om a apărut în fața mea și mi-a vorbit, e o îngăduință la Dumnezeu. Așa a îngăduit Dumnezeu. Așa voi și s-au îngăduit El. Deci n-ai cum să pierzi gândul acesta că Dumnezeu e aici și acum. Nu trebuie să pierzi. Trebuie să puneți în minte asta. Oricând. Nu trebuie să uiți asta niciodată. N-ai cum să te îndepărtezi de Dumnezeu. N-ar trebui să te îndepărtezi. Și cât de grea ar fi serviciu sau treaba pe care ai de făcut, cu mulțimi de oameni, nu se poate ca la câteva, o jumătate de oră, 15 minute, tu nu, să nu te oprești să zici, Doamne, miluiește-mă, știu că ești aici, ajută-mă. Și treci mai departe. Nu trebuie să zici multe lucruri. Dar tu, cu Dumnezeu, să zici un cuvânt. Să vorbești cu El puțin. Să zici un Doamne și să zici, lasă-mă și Dumnezeu, miluiește-mă. Oricum să te raportezi la El. Oricât de obosit ai fi și plisit și aglomerat, și tot poți să zici asta. Asta te salvează. Cum să ne ajutăm cu mântuirea? Mântuirea și răsturnarea merge cu noi până la sfârșitul vieții. Adică sunt, acestea sunt cele două capete ale balaurului diavolului, pe care oricum ne-am chinuit noi, nu le putem tăia pe tău ușurință, cum mi se pare că ai tem celălalt, știți? Și acolo nu rezolvăm noi din prima. Le legăm o vreme, le ținem legate, dar nu. Dar cele două capete ale balaurului diavolului, pe partea spirituală, mântuirea și pe partea trupească de răsturnarea, nu le va părăsi până în ultima clipă. Nu zici, nu, acum gata, din acolo de răsturnarea. În ultima clipă de respirație să mai vină unde de mântuire. Sau de răsturnare. Nu știi. Lupta e continuă. Nu poți să zici, gata, am biruit mântuirea. În ea ne bălăcim. Este un băiat care vine, se spăiește, se lacă la mână și e intrat lui în cap că el se bălăcește pur și simplu în Ilișor. Se bălăcește în mândrie și zice, na, ce ai mândrie? Băi, te iar m-am îmbălăcit, am ieșit. Nu mai puteam să te-am în casă, trebuie să ies afară să mă scald, trebuie să mă scald. Ești așa, ce faci, mă, băiete, tai? Sunt necăjit, oa, ce, tu ca tine, băiete, nu-i nimeni, ce-i făcea. A făcut o scaldă în mândrie, așa, ai, tu n-au venit mine cu găleata. Dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Cât ai mers câteodată? M-a ascultat de trei ori astăzi. Ia, înțelegeți? Deci, care era întrebarea? Cum să ne luptăm cu mândrie? Mai mult să ne ferim, nu atât de mult să nu mai trăim stările de mândrie, ca aceea nu poți să te ferești de ele, ci mai mult să ne ferim de locurile și oamenii și situațiile care ne îndeamnă spre mândrie. Te ferești de rău mai mult decât să lupți cu rău. Deci te ferești de mândrie. Te ferești. Un om te laudă și ți se ridică nasul. Nu mai te duci mai rar și vorbim mai puțin cu mânaște departe. Bine, bine, am plecat, Doamne, ajută, se grăbiți, oră. Găsești, nu că te va numai să-i spun ceva, numai ca să lângă el să mai zică ceva. Cum ești, Onele? Vezi, cum se gândește la mine și cum mă iubește și... Da. Da. Părinte, dar ceea ce privește mândria, atunci când cineva te laudă sau spune, și tu zici că, a, lasă, nu-i nimic, e ok, sau nu știu, dar în sufletul tău tot clocotește, adică, nu e bine să zici lasă și nu știu ce, că e tot un fel de mândrie mascată. Când nu mai zic, dar de fapt aștept să mai zic, că să mai zic, că mai zic, și ăla tot zice, lasă, așa, uite ce-s meritul, mă, nu-mi place să zic. Și nu. Cum zic părinții la un moment dat în paterie, zic, Doamne, nu zic nimic. Nu, o să zic, că tu nu zici ca și nu ai auzit. Vorbești despre altceva, mulți subiecte, vorbești despre cai, despre părinți, despre orice. Nu zici nimic. Înțelegeți? Și dacă poți să te ferești, te ferești de acei oameni sau oprești repede discuția legată de asta. Sau chiar unii ar vreau să mai facă și câte o prostie așa.
Dacă ce-o de prostie, cât era ei de mare. Adică cât un vânt, prost câte o vorbă rea, dar nu vă mergem voi, nu vă mergem. Oricum faceți destule și fără să vreți. Nu e nevoie să... Și fac destule fără să vreau, da. Credeți că o formă de superstiție sau teamă este și refuzarea cadrurilor de sănătate? Ai anumite monestiri nu le acceptă. Mi se pare o... Spun pe scurt. Nu e cazul că să vorbim despre pericolele de care vorbește Apocalipsa, de numărul de pe mână și de pe frunte. N-ai cum să le confunzi cardul cu așa ceva, oricât ai luat și oricât te-ai forțat. Și mi se pare o greșeală în sensul că atâta se strigă lupul, lupul, lupul la orice chestie. Cel mai mică chestie. Lupul, mă! Și iară toată lumea cu furci acolo. Unde, unde, unde? Și când se vine lupul, nu mai vine nimic. Atâta tot la orice, la orice, lucru, 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 și când să vină lucru real, să zic, aia nu mai ne-a chemat de slugări, nu-i niciun lucru. Uite-mă că am avut până la urmă card de sănătate și bine, mă împărtășesc, nu știu, deci, și când să vină cu adevărat ceva rău, cu adevărat ceva care nu se vină, să zic, aia mă, că ai văzut o strigă de 100.000 de euro și nu o văd, nici asta nu vine. Asta, aici mi se pare rău, că prea ne reprezint să strigă repede la orice chestie, lucru, 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 și de fapt ajungem să nu mai ne ferim de lucru că va veni vreme. Ce ne puteți spune despre ridicarea bolii cu ajutorul oamenilor de lângă noi? Ridicarea bolii? Ridicarea. Prin rugăciune? Da, prin rugăciune. Prin faptul că se roagă pentru tine, prin faptul că cel de la Dumnezeu. Dar nu e nimic rău în acele oameni. Că nu a zis nimănui Mântuitorul, dintre care cei care cereau sănătate, că nu e cazul să cer cu sănătate, că se folosește. Deci, cu siguranță nu o să se supere că cele noi sunt sănătate sau celelalți pentru noi, dar dacă ați putea la sfârșit să ziceți, dar Doamne, când vei vrea și cum vei vrea Tu și dacă vrei Tu, nu după voia noastră, noi cerem, cum vei vrea Tu mai bine. Mi se pare mult mai cu minte și smerit. Și până la urmă, cred că apropiem sănătatea de noi și sănătoșirea, cu cât noi zicem, Doamne, mâna Ta, la totul, cum vei vrea Tu? Decât zic, nu, Doamne, te rog, Doamne, nu mai pot, te rog, încerc să-L teronizez afectiv, te rog, nu știu ce, uite, mai... Poate dovedești mai mult că nu ești pregătit să-ți dea sănătate. Că chiar îți folosește boala aia, nu? Deci nici deloc. Că nu crezi deloc în puterea Lui. Deci cu cât Tu o să zici mai degrabă, Doamne, fie cum voi ești Tu, dacă îmi folosește bine, dacă nu, cum crezi Tu mai bine, cu atât mai repede poate va veni chiar sănătatea. Da. Ba da, dar sunt nenumărate situații. N-am pensat, dar oricum. Da, dar sunt foarte multe situații când boala nu-i neapărat numai și numai efectul faptului că nu ne-am îngrijit sănătatea. Și să nu fie, să nu devină o obsesie îngrijirea asta, adică stăm toată ziua citind toate etichetele, stăm toată ziua măsurăm mâncarea, pe cântar, la gramaj, facem tot felul de soluții, nu știu cum, aducem din India și din China tot felul de soluții magice ca să ne păstrăm sănătatea. Dacă devine o asemenea obsesie sănătatea noastră, nu-i bine. Adică am încurcat-o. Am greșit. Dar e bine să ne păstrăm sănătatea, să ne stăduim, să ne luptăm ca să fim cum trebuie să fim, să nu ne distrugem trupul, că e fratele nostru. Dar sunt foarte multe boli care nu țin de trădania noastră și de grija noastră și care sunt pur și simplu vin peste noi. Ce putem face? De exemplu, la accident. Ori să te străduiești cu sănătate cât vrei, dacă accidentul te va prinde cu voia sau fără voia ta, ce faci? Da. Cum să realizezi un echilibru în viață, astfel încât să simți pe Hristos și să nu te mai îndrăgostești prea des de cine nu trebuie? Să nu te mai îndrăgostești prea des de cine nu trebuie. Dar chestia asta cu îndrăgostirea e chiar așa, adică e chiar așa prea des. Deci, totuși, mai eu, oamenii serioși care îi cunosc, nu pot să zic că așa, că m-am îndrăgostit încă de cineva, după aia am mai trecut o lună, m-am îndrăgostit de lucru cine, dar asta nu e seriozitatea, asta e ce e asta? Adică, în primul nu cred că e dragoste în primul rând aia, nici măcar îndrăgostirea nu se poate numi, ci o pornire hormonală de moment. Pur și simplu o stare hormonală, chimică, exact cum trupul are un fel de răspuns firesc la mesajele și de tip hormonal ale celuilalt. Niște stări. Și gata, atât de totul. De aici până a fi, a iubi pe cineva,
Asta e cale lungă. Iubirea înseamnă conștiință, înseamnă luciditate, înseamnă alegere cu voie proprie, înseamnă asumare, înseamnă multe, multe, multe. Iubirea e lucru mare, nu e de aici, de acolo, o căzut iubirea peste mine și ce să fac dacă era iubire. Nu era nicio iubire, era o chestie pur animalică, până la urmă, pe care eu am confundat-o cu dragoste. Și nu te lași cuprins de toate stările astea, așa, ca și mai fi o plantă și o căzut peste mine. Nu. Ci ești lucid, ești clar în minte. Deci ce-i de făcut? Mintea mă muce. Nu? În inima ta intră în toate părți de tot, ce săgeată, orice și ea, săraca, nu știi, n-ai niciun stăpân, dar nimic nu-i dat lui. Bate vântul. Mintea trebuie să fie un străjer. Ce fac eu? Cui? Cine acest om? Îl cunosc pe el, exact cum nu pot să înțeleg. Și mă uitam și m-am îndrăgostit de actorul ăla de la film. După aia m-am uitat, nu știu ce, m-am îndrăgostit de ăla care conducea grupul sau toboșa. Nimeni nu-l cunoaște, habar n-are, ăla poate e un maniac. Sau nu contează. Nu mă îndrăgostesc așa de el, că era frumos și bătea așa. Sunt așa și jucau așa bărțelele pe mine și era nemai pe mine. Păi, vi se pare ceva serios în lucrul ăsta? Dar să știți că multe îndrăgostări astea sunt de tipul ăsta. Nici nu cunoaștem pe omul ăla, nu contează cine e, cum vorbește. Exact cum a spus un băiat care acum va fi preot. Și profesor, acum e profesor din Anglia, la o universitate și zicea, m-am dus la strand, am văzut o fată și m-am îndrăgostit de ea brusc, așa, total, complet. Gata, am zis, mor, lângă ea, cu ea, decât, nu știu ce, nu știu. M-am zis, lângă ea și a vorbit cu ea. N-a fost nevoie decât să deschide gura să spună ceva și m-a trecut din asta. Era costuț așa. Nu știu ce a întrebat el acolo, ceva frumos, o poezie, nu știu ce a zis și ea, nu știu ce a zis. E atât de zamăgit a fost. Asta e, nu mai trebuie. Păi foarte multe, așa zis, îndrăgostesc, sunt tocmai din necunoaștere de tipul ăsta, că tu încarci pe omul ăla cu toate calități, te gândești cât de deosebit el, cu cât îți mai departe, cu atât pare lucrurile nemaipomenite. Vă întâlniți mai rar, pe Facebook, nu știu ce, el își arată numai lucrurile bune, tu numai lucrurile bune, invenții, exagerări și zici, foai, nu mai pot, dar când te gândești cu el și stai la masă și vezi cum mănâncă și cum vorbește și cu tema de sus până jos la pe o bucată de carne, zici, foai, cine e ăsta, domnul? Da! Trebuie să-l cunoaște, spune cea părinte la un chirurg, e brânză, de la Iaconești, domne, câți câini, asta de la câți câini te-a salvat? Adică să umbli cu el, la strâmb, de nu știu unde, pe coclauri, pe pelerinaje, să vezi cum ajute, cum îți dă mâna, când apare ursul, ce face? Știți ca cei doi prieteni care merg, Anton Pan, povestește într-un poezie de-a lui, și doi oameni merg și nu știu ce, călătoresc, ce prieteni buni sunt ei, și apare un urs. Și unul repede se vede, copacul ăla n-apucă, se pune și se face pe mortul. Și ursul vine, îl mormântește pe ăla acolo, ce face, știți cum, n-am văzut că e mort, tot râma așa cu nasul. Și tot pe la urechi, se apuce urechile și până la urmă pleacă cu ăsta sărac, cu viu încă, se ridică de jos și ăla, își mai trăgea și el sufletul de sus din copac și ce s-a zis ursul, vedeți, scoasă mea prieten să nu mai merg la încălătorii mei sus. Păi așa și cu acești oameni. Ia să-i cunoașteți puțin, să vedeți cum în asta se vedește dragostea adevărată. Exact ca la preoție, exact ca la orice altceva. Zicea Părintele Înaltul Andrei. Zicea, preoții adevărați, cu cât trec anii, devin mai serioși în credința și în strădanie și mai conștienți și mai porniți să facă mai mult. Preoții care nu au nu au vocația de preoție, cu cât trec anii, de la o mică strădanie de început mai serioasă, decată mai mult și devin niște plăștiți, niște plictisiți, niște... E așa se construiește și dragostea, sau așa se vede. Dacă tu, cunoscându-l din fiecare moment de cunoaștere și înțelegerea lui și de clipă cu care ai trăit cu el, te mai mult te bucuri, mai mult te îndrăgostești, mai mult îți place, înseamnă că ești pe calea cea bună. Dar dacă totul e numai în mintea ta și trăiești acolo lucruri și adaugi și nu știu ce, și cu cât te întâlnești cu el, ești tot mai speriat, băi, ce, aoleu, cum am văzut, aoleu, cum am zis, aoleu, cum am... Dar atunci nu e bine. Deci, nu mai vă lăsați așa să vă cuprindă inima orice, ci numai prin cunoaștere îndelungă și în timp și prin experiență, vie, împreună, călătorind, mergând, lucrând. Ia să vedeți cum reacționează oamenii când lucră. Știți că eu îi cunosc pe oameni numai când la spovedanie. Și e foarte interesant când ești cu ei în tabără. Și acolo trebuie să lucre, și acolo trebuie să meargă, omul cu tractor, mă, care mergeți? Nu. Eu credeam că ăsta e un har, nu. Că nu pot, că nu știu ce, că 5 mile mi s-au spart,
Și băiatul vedea pe ăsta. Și nu era. Sau ce fată? Că dă de două luni din ravinoală și zice că am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, ce ai nu mai găsește motiv de ceartă și scandal. Acolo îi cunoști pe oameni. Nu așa frumos, drăguț, în întâlniri frumoase, nu cunoști pe oameni. Întâlnești la greu, acolo, la greu, îi cunoști pe oameni. Mergeți cu el pe acasă, ieșiți puțin la sapă. Mergeți undeva la un bolnav, mergeți într-o situație, puneți într-o situație. Să vedeți cum reacționează. Cum a făcut un final, am un unchi care s-a regăsit de fată și a vrut totul să o încerce puțin, să vadă, poate că nu, poate că o lua și așa, ca omul. Și când a mers acasă, să meargă acasă, să-i arate părinții, s-a gândit el ce reacție ar avea ea dacă i-aș arăta cea mai săracă casă din sat. Cu cea mai mărântă femeie. Să zic, asta e mama mea. Dacă zic, asta e mama ta cu casa asta, oi, țărăm-tocule, și să plece. Și așa era, pe lumea casa bunicilor, era o casă cea mai săracă de sat, și îi zicea mama că îl alăptase, nu avusese sârmi bunica, și i-a dat, și zicea și ei mama. Și s-a putut face chestia asta, și când a ajuns acolo, s-a zis, mama, s-a bucat cu doamna asta, cu săracă acasă, cu amărâtă, și fata, nu a avut o reacție prea rea. Deci, nu, dacă asta e mama, de aici rămâne la noapte, dormim aici, pe jos era pământ. Rămâne. Mamă, ce fată bună. Se poate, mă, uite că e fată bună și nu-i pasă de... Dar dacă zici, hai să-l întocule, aici m-ai adus, nu știu, gata, ce mai... Înțelegeți? Dar numai în situații limite poți să-ți dai seama de celălalt și poți să vezi, să-l cunoști, să-l cunoască pe tine. Și nu m-a cunoscut în omul pe atât bine. Altfel sunt povești. Și imaginații și iluzii și de aici se naște suferință groaznică și de lungă durată. Cum putem îndrepta spre Dumnezeu pe cineva cu fond sufletesc bun, dar care nu este cu Dumnezeu? Nu știu. E o taină a lucrării Dumnezeu cu fiecare om, cu vreme, cu timp. Cu... Nu poți tu să grăbești lucrurile forțând și chinuindu-te la mă, vrei să-ți hai mă, hai mă! Și îl învârtoșești și mai tare. Hai mă, că te-ai nici o seară, hai și dimineața asta, hai și nu știu ce. Îi bagi și perne cărți de rugăciuni, faci nu știu ce. Periculos. Singura chestie e să te rogi pentru el, să-l înțelegi, să nu-l judești cu aspime, să nu vorbești de rău dacă se poate. Și să aștepți cu nădejde de întoarcerea lui la vremea cuvinte când o... Și să faci faptele credinței fără rușine în fața lui. Ce trebuie să faci? Și de rugăciune dacă trebuie să rog, și dacă trebuie să te închini la masă, și dacă trebuie să te duci la un bătrân sau un bolnav, să nu-ți iei rușine. Și restul va lucra Dumnezeu. Și tu să te rogi pentru el. Dar altceva n-ai ce să faci. Insistența aia stupidă, bă, hai, hai, hai. Mulțumim, Părinte, că ați înțeles și dumneavoastră. Era prea mult. Vă ținem aici, mă-mi da. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Totdeauna, până și pururea și în veci. Amin. Mulțumesc și eu,